Julia, ești îndrăgostită de Robin? Nu. Da. Care e fata care reprezintă un interes mai mult pentru tine? Care este părerea ta despre Ștefan acum, astăzi, Roberta? Că el este, de fapt, un fals. Nu eu, cum m-a acuzat pe mine, el este un fals. Voi vrei să ne certăm în continuare pentru tine? Dar știi tu ceva și nu știm noi. Nu-mi doresc. Știi tu ceva și vă certați pentru mine sau pentru oricine altcineva, dar atunci când vă certați, v-ați făcut balamuc. Și acum, dintr-o dată, sunteți ok. Votul meu merge către Ștefan. Consider că nu are o atitudine potrivită uneori și caută să bage râcă. Votul meu merge către Ștefan. Te așteptai de la Rebecca? De la ea nu. Deci obligați avea în față de tine. Corect. N-ai venit și tu, white coat? De data asta nu. Nu ne-am nimerit. Bună. Ieri te-am pupat, eu m-am pus și tu astăzi? Bine, nu te pup. Păi dă-te și... Nu, mă, n-a râs. Ești superbă. Mulțumesc. Au. Ce faci? Bine, tu? E a doua oară când intrăm amândoi. Nu? Da. E semn? Cerem un date de zi amândoi? Prieteni! N-ai zis că suntem prieteni? Păi da, dar la date nu poți să mergi ca prieteni. Păi lasă, că vrei tu altceva, asta e altceva, eu ca prieten. Ce crezi, Robi, o să fie o cale incendiară? Eu, sincer, cred că o să fie fără eliminare. S-ar putea. Ce-mi place melodia asta. Păi... M-ai băgat la prieteni. Te-am băgat la... Friend zone. Bună. Bună. Wow! Pantero! După două zile să plângi, nu știu pentru ce ai putea să plângi. La modul ăla, că vă certați, aveați niște conflicte pentru el, ca să zic așa. Dar nu era pentru mine, cât erau între ele două, da, și... Păi da, se contraziceau pe tine, frate, din cauza ta s-au certat și au plâns. Nu din altceva. Păi nu, nu pentru el, dar el v-a adus în stare, păi în care să vă certați, da, și să vă... Da, da, corect. Da. Dar la modul pare rău că am existat. Îi pare și lui rău că e pe aici. Da, cred. Patrick, tu ești o combinație între Robi și Ștefan? Exact. Ce sacou! Superbule! Am nuntă după. Da. Te-a chemat la majorat. La majorat. Bun. Ce faci, Julia? Bine, tu? Nu te întreabă nimeni ce faci. Ce ai ajuns, mă, tu? Nici Patrick, fratele tău, prietenul tău de sânge, de cruce. Patrick, stă obișnuită cu el că doarme în gală. E ei, ok. Lasă-l astea, că mereu te întreabă, mereu te-a întrebat ce faci și ălea. Da, adică să mă întreb, tu mai bine rămâne întrebată. Serios? Da. De ce, Julia, că ieri... Julia, ieri mă tot rugai să te pup. Era vrăjala mea. Glumeai, era vrăjala ta. Da. Dar dacă se prindea. Ce, Ștefan? La baie, v-am văzut când vă giugiuleați puțin, dar am zis să nu zic nimic. Ferească Dumnezeu. Vă giugiuleați? Ferească Sfântul, mai știu, dar asta ce te aude și crede. Ei, nu, n-ar trebui. Uite-mă pe Ștefi cum urcă ea, mă, cum mersă la alei de gazelă. Bună! Ce faci? Bună, deși s-au tocuri. Bine, voi?
Vai, uite ce cămaș are Cosmin. Patricia, mai bine cu Alin, la cum e îmbrăcată. Oare, nu poți să-ți schimbi de-ai tubia? Ba da, eu cred că pot. Bună ziua și bine ați venit în gala Casei Iubirii! Sunteți de frumoase! Mulțumim! Și dumneavoastră! Cât sunteți de frumoși! Și voi! Ce fel de gală credeți că va fi? Incendia. Una fără... Eliminare. Fără eliminare. Asta vă doriți? Da. 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 De ce? Nu mai vreți fete noi? Nu mai vreți băieți noi? Nu, Virginia? N-am zis nu. Dar ce ai zis? N-am zis da? Nimic. Vreți să vă zic ce fel de gală este? Da. Da. O să știți mai târziu. Bineînțeles că o să vă zic. Mai târziu. Da, dar puțin mai târziu. Vreau să începem gala. Vreau să începem gala. Iată, sunt atâția oameni care stau și se uită acum la noi și vor să vadă. Haideți. Haideți, cu ce materiale să începem? Cu ce materiale? Cine e curajosul? Mă lăsați pe mine să aleg? Da. 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 Vrei să încep cu tine, Ștefan? Haideți, să-i dăm drum. Un băiat curajos. Așa trebuie să procedați și voi. Pregătiți-vă când încep războaiele. Ștefan, avem acest material pentru că pe acest material tu o să vezi niște declarații ale unor băieți, colegi, de-ai tăi. Ne-am gândit să-ți facem așa un material să vezi și tu. Ne interesează una dintre ele în mod special, o declarație. Declarație de-a lui Bogdan. Să fie atente și fetele. De fapt, să fie atentă toată lumea, dacă se poate. Da. Ce să mai? Hai, începem gala. Primul curajos, Ștefan. Hai să privim. Păi să nu repostezi la videoclipul cu tine, frate. Mă, uitați să vezi ce-i fac în emisiune acum, le-am primire. Te-a luat de fraierii. Păi zi-l drum, Rebecca, ce vorbește pe spate. Te-a luat? Te plac fetele, că astea... Cine, mă? Ștefan, de fapt. Bă, te-a luat de fraier. Mă, el pe mine. Nu te consideră un băiețaș, ca să zic așa, că îți dă repost din drag. Sau poate nu-i place cum ai ieșit, aiurea, erai urât în story sau ce de-a. Eu sau el? Tu? N-are cum. Mă, dacă se pune la masă lângă mine, să nu mă întrebați de ce mă ridic și mă mul la alta, da? Cine? Nu să te întreb. De seara. Nu te întrebi, ce ai mă știu, deja am pus un story cu el și... Mamă, ce țeapă am luat. Eu știu că te deranjează. Foarte mult, extra. E, nu știu, e revoltător așa, știi cum schimbă. De altă, nimeni, nimic. Ieri a fost doamna Andreea, da. Am filmat gala toată ziua cu ea. Nimic. N-a zis nimic. Uite, acum de ce a adus chestia asta? Sincer. Pentru că n-are subiecte. De ce a adus? E zero. N-are un subiect aici. Tot în casă. Tot ca să se lege de asta. Asta nu a zis nimic, a? Nici măcar nu l-a băgat în seamă. Acum iară. Vezi? Și el nici nu vorbi cu Ștefan astăzi toată ziua. Vorbi cu Virginia. Exact. Și tot el se enervează. Că de ce zici așa, că nu știu ce. Deci eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-am separat de câteva luni și că nu mai împărțim nimic eu cu Ștefan, la modul gen de la hotel fiecare este pe filmul lui, nu da, pot. Da. Pe mine mă amuză câteodată, dar e și revoltător când vrea. Ce să te amuze, mă, specia asta de om? Mă amuză de om. Vrea să o dea la întors, la modul ăla, știi? N-a întrebat nimeni nimic, Robi vorbea cu Virginia și vorbea și cu Giulia, erau total alte subiecte. După două zile, nu spui nimic pe conexiune și vii să spui treaba asta? Da. Și știi ce mi se pare iară greșit? Că în vestiar am râs toți. Era ok. În vestiar eram ok, da, da. Toți, și el inclusiv. Și a coborât și a luat... Și a luat nervi. Face pe supărată, pe victima și așa. Da, urât. Urât. E clar că nu vrea pe Robi aici. Se simte clar. Și tot el... Dar... El pornește discuția, el se enervează, el țipă.
Și după aia tot lui nu-i convine că se vorbește despre asta. N-are bărbăție, nu. Nici bună dimineața nu mai pot să-i dau mâna omul ăsta. Cine crezi că te crede, frate? Nu știu, îi place să se victimizeze. O prins chestia asta. O prins... Probabil îl încurajează și cineva din afară, din online. E clar, victima prinde. Vai sărăcuțul de Ștefan, vai nu știu ce. Normal, și plusează pe asta. Se mai dă bine și pe lângă Robert. Uite că Ștefan îl susține pe Robert, că e cu el, că nu știu ce. Bravo lor, dacă ei sunt prieteni sau ce se consideră ei. Robert n-are nevoie de el, aia e clar. Nu, e clar, știm. Dar el încearcă să se dea bine pe lângă Robert. Are nevoie de Robert. Ca să zică, da, uite bă, că îl susține, că nu știu ce, poate mai vin și de la Robert la el. Sărăcuțul de Ștefan e atacat, victima emisiunii, sărat. Hai, Cosmin, nu mă lăsa singur. Hai că vin. Poți să răspund eu primul? Ești bine? Poți să întreb? Da, e ok. Poți să întreb și eu ceva? Da. Am auzit că ai zis și numele meu și vreau să te rog dacă poți să repezi că n-am înțeles nimic. Bogdan a zis. Bogdan. Da, a zis Rebecca. Da. Deci, stăiau cu începutul, cum ar fi. Era vorba de o poză în care a apărut Ștefan și era vorba că trebuie să reposteze și el în spirit de glumă. Apoi eu am devenit... Ai pus un story și ai zis să-ți reposteze, ce da, poză? Da, ok. A făcut poză cu el, asta vreau să zic. Ok. Și n-a vrut, păi nu, iar apoi... a pus o poză cu el. Fă să se înțeleagă, ai pus o poză la etichetat pus o poză cu el, am Ștefan etichetat. Și n-a vrut să-ți dea repost. Da. Cine era în poză? El cu Ștefan. Eram doar noi doi în... Deci erau la vestiar, făceau un story și... Nu, mi se pare, veneam spre... Nu, în afara emisiunii am fost. Bun, așa. Iar apoi am fost ironic cu declarațiile pe care le-am avut. Să-i văd reacția, să văd cum reacționează. Zicând acolo că o să-i spun lui Rebecca ce faci tu în afara emisiunii. Eu nu cred că ai fost ironic. Nici eu nu cred. Ba da, vă spun că a fost foarte ironic pentru că... Dar l-am întors asta. Nu era de fara. Ștefan nu era de fara. Nu, vă spun că... Hei. Păi și cum îi vedeai reacția dacă... O secundă ca să vă spun toată situația. Să-i ascultăm. Noi sus, el tot îmi spunea, dă-mi ripost că dacă nu, lasă că-ți bag eu bețe în roate la Rebecca. Și a fost totul sub formă de glumă și băieții știu chestia asta pentru că... Mie nu mi se pare că... A fost o formă de glumă la tine, nu la el. Mie nu mi se... Păi el s-a părut jur să-i dai repost. Da, eu eram ironic. Și mie nu mi s-a părut că a zis în spirit de glumă. Mi s-a părut ca și cum el chiar a ști ceva și nu spune. Că-i plac fetele. Ce fete? Da, că-i plac fetele. Bă, într-adevăr, mai urmărește pe TikTok, poate. I-apare o fată frumoasă și o apreciază. Îi spune, uite ce frumusețe sau... Mi se pare că de genul. Asta nu mi se pare ceva deplasat sau... Păi nu e deplasat, dar tu ai dat de înțeles ca și cum el în afară ar avea, ar fi, ar face. Nu, eu tocmai ce am zis, că eram ironic în declarațiile pe care le-am avut. În... Dar mai cum să fii ironic, pentru că Ștefan nu era acolo. Exact. Era pescării, vedea... Da, eu pornind de la vestiar. Discuția pornind de la vestiar. Sus este adevărat. Într-adevăr, îmi spun să se devolu. A făcut niște 15-20 de ori că să-i dau ripost la story. Nu mi s-a părut că arta mea atât de nu mi se pare că ai fost pe ton ironic, mi se pare că omul chiar era... Era revoltat când i-am dat reply la story. Atât de revoltat da, erai, voi ai reply. Nu este adevărat. Da, dacă i-ați de 20 de ori... Bun, Bogdan. Da. Ai fost ironic, da? Înainte de începerea emisiunii, în spate, în vestiar, aici... În spate aici. Și când înainte... Bun, când a început emisiunea, ai fost ironic cu Ștefan? Da. În emisiune? În declarații. În emisiune, nu. În emisiune. În emisiune sau înainte să... Nu. Bogdan, concentrează. După ce a început, nu a fost. Nu, de ce? Cred că era înainte. Pentru că nu avea sens să discutăm. Mă rog, a început emisiunea. Nu ți-ai mai dus gluma la... Pentru că nu a fost adevărat. Bun, sfârșit. Păi dacă era o glumă, puteai să o ții și 3 zile dacă voiai. Păi da, dar se interpreta greșit. Păi și dacă și ai vorbit la poate... Aici în grădină era în timp ce așteptau să intre? Da. Deci clar știa că suntem filmați. Exact. Eu cred că și-a dat seama pe parcurs că nu e bine să zică probabil ceva și a lăsat așa. Nu, tu chiar erai supărat când ți-am dat ripost la story? Nu vorbeam în niciun caz. Cum nu? Pentru că nu, și următoarele zile am spus că tu nu mai, tot sub formă de glumă, spunea, nu mai ai ce discuta cu mine, te șterg după Instagram, te nu știu ce. Dar că ai atunci continuare era supărat. Sub formă de glumă. Rebecca, dar și chiar a fost supărat. Mi se pare că e mai grav între ghilimele. Mie mi se părut că Bogdan dădu de înțeles ca și cum Ștefan în afară. Nu vorbim că a văzut o fată pe TikTok, că nu e nimeni exagerat. Mie mi se părut că el îl dădu ca și cum în afară Ștefan ar avea pe cineva. Mulțumesc că nu v-am să acuz. Nu există așa ceva. Cum ai zis, o ai aruncat-o ca să se înțeleagă niște chestii. Dacă acum era cine să... le prinde, le prinde. Ascultă-mă, dacă era să fie ceva adevărat, continuam și în emisiune și spuneam ce s-a întâmplat. Dar fiind în spate, nu am eu n-am dovezi. Păi, tocmai, că nu eu l-am acuzat pe Ștefan. Tu ai dat de înțeles asta păi, și s-a părut că eu l-am acuzat cu ceva până acum? Dai cu subînțeles puțin. Patrick, da. Ce specie de om este Ștefan?
Atunci, știm cu toții ce fază a fost, nu mai are rost să o amintim din nou. Eu când văd genul acesta de oameni care se schimbă de pe un minut pe altul, îmi fac o părere tare greșită despre ei și l-am interpretat foarte, foarte greșit. Ștefan, vrei să ai o discuție normală cu băieții? Singura modalitate de a discuta cu băieții este aceea de a sublinia anumite greșeli? Nu, am discutat cu ei normal, săptămâna asta aproape de sfârșit am fost tot ok în casă, nu am mai spus nimeni nimic, când simțeam să spun ceva, spuneam. Dar atunci a fost situația de față și eu încă mă frământam până când mi-am spus haide să-mi șterg tot din cap, că n-are sens, o luăm de la zero. Dar ai spus acum că tu de câteva zile oricum iar ești frământat, doar că nu te simți bine ca să spui tu lucrurilor pe nume. Da, în momentul de față mie că dacă mai spun ceva ce nu e pe placul cuiva, să mi se sară în cap că iarăși spui ceea ce vezi, iarăși ți se parție chestii, iarăși. Așa e părerea mea de fiecare dată. Dar uite, ai mai intervenit iar pe la Robi, ai mai intervenit pe la Cosmin. Da, dar nu cum interveneam eu în mod normal. Adică doar așa, puțin. Interveneai într-un mod greșit, dacă acum nu mai intervii așa. Nu, aia ți se pare ție greșit, pentru că îți dădeam peste nas. Așa crezi tu. Ok, acum ne întoarcem din nou la material. De ce ai spus că sunt... Cum ai spus? Specie de persoană. Specie de om. Specie da? De care eu mă feresc. Asta okay. Vreau să spun. Ce fel de specie? Nu ți se pare că suntem toți oameni? Un pârâcios. Un pârâcios. Mai exact. Mie mi se pare că ești un băgăcios. Am mai auzit asta. Așa este, e o dreptate. Nu se poate. Iar un pârâcios băgăcios. Un băgăcios, un pârâcios. Băgăcios, pârâcios. Bun. Ok. Și ce facem cu asta? Unde ajungem? Aici. Ce facem cu asta? Eu vreau să vă spun sincer că în ultima perioadă chiar n-am mai avut o problemă și chiar... N-am mai avut, că nu ne-am mai certat, n-am mai vorbit, eu n-am mai dat curs la absolut nimic, n-am mai răspuns nimic la nimeni. Ați înțeles ceva? Nu. No. Eu nici nu știu despre ce e vorba. E bun. Eu am înțeles că Ștefan era total... Era ok investiar cu băieții și când a ajuns în emisiune s-a schimbat și a adus subiectul înapoi despre... Ce s-a întâmplat sub înainte. Altă formă. Și sub altă formă. Cumva da. N-ai face inițiat, de obicei. N-ai inițiat niciun subiect și prin atitudinea lui își cerea întrebarea. Face de obicei? Ce ai? Face de obicei? Cum adică cum fac de obicei? Cum îi place lui să se scoată mereu și să facă pe victimă. Eu când am zis... Face pe victima asta. Ștefan? Da, așa mi se pare, mereu face pe victimă. Mai dăm două exemple. Ia. Mm-mm. Haide, te rog. Deschizi gura. Deschide până la cap. Chiar am văzut episodul de săptămâna trecută. Nu. Fiecare a tras concluzii. Păi ce ați adică, mi se pare că în fața noastră era într-un fel și pe la spate vorbea de noi total diferit. Adică mai pe scurt, mai bine nu ne mai certam. Exact. Să zic mai direct. Voi două? Da. Ne-am uitat la tot episodul cap-coadă. Pentru că el în fața noastră era total diferit. Am stat până la 4 dimineața am stat. Nu cred. Da, asumat. Da, seara, da, am stat. Și noi de efectiv ne-am uitat și la pălțile. Nu, că v-ați uitat la televizor sau pe YouTube? Nu știam că mă ține reluare. Pe YouTube. Nu cred. Au YouTube pe televizor. Da, da. Și ne-am uitat la tot episodul pentru că voiam să vedem și când erau băieții singuri și noi n-am văzut așa. Ce vorbeau. Așa, și v-a prins și v-ați uitat până la 4 dimineața? Da. Nu cred. Și mai bine nu ne mai încercam. Ce ați văzut? Ce ați constatat? Lângă voi era într-un fel și după altfel? Și nu e normal? Nu. Nu? De ce? Pentru că nu-și susține ideea și... Ce n-am susținut acolo? Eu văd toată situația cu alții, ok, acum. Și eu la fel, nu știu. Văd un alt om. Ne puteți împărtăși și nouă, cum vedeți voi situația? Mai mi se pare cuvinte. Că el ne-a... El a vrut să ne bage pe noi două, că facem joculețe sau că... Când de fapt, așa. El dar... voia să le facă, da, exact. Să ne aducă în situația aia. În condiția în care noi abia intrasem în... Pentru că în emisiune nici nu știam contextul atât de bine. Era de Ștefan și Roberta au un lucru în comun. În episodul... Care? Pentru că amândoi fac același lucru. Se victimizează, fac una și povestesc alta, n-au nicio legătură. În episodul... Fie ce spune Roberta de Ștefan, sunt de acord, dar și ea face același lucru. Cu cine? Ce a făcut chiar în episodul de ieri? Cum? A făcut ceva în casa beților și după a venit la noi la fete, a plâns și făcea pe... Păi am plâns din situația cu Rebecca, da. Că mă certasem cu ea, nu de Ștefan. În episodul păi nu de Ștefan. De ce mă acuză Virginia acum de treaba asta? Pur și simplu, asta văd eu. Dar vreau să știu ce concluzie ați tras la final, la 4 dimineața. Ce ați zis? Că mai bine nu vă certați voi două? Și că Ștefan v-a mințit, v-a păcălit, s-a jucat cu voi?
părerea mea este că nu a fost sincer, nu ai cum să declari niște chestii și după, peste câteva zile, adică ce s-a întâmplat atunci. Dar poți să-mi spui concret ce a declarat și ce a făcut ulterior? L-ați întrebat dumneavoastră pe cine place Ștefan, el a zis clar Rebecca, nu știu dacă dumneavoastră sau cineva, ori de la fetele de la băieți, a întrebat pe cine alege, a zis de mine și zicea că el mă place. Bun. Am văzut o parte în care e și Robi zicea că ce-ți place pe la urmă la Rebecca, că eu cred că doar fizic. Și el zicea nu, că lasă-mă, că nu știu eu mai bine sau chestii de genul. Și acum trec câteva zile și ce s-a întâmplat acum câteva... Adică nu știu ce s-a întâmplat acum câteva zile, nu normă. Ce s-a întâmplat atunci. Păi nu, dar nu ai cum în trecut să zici chestii. Adică tu atunci nu observai că am avut o postură greșită. Au venit pe parcurs, știi? Mă refer la faptul că tu nu ai cum să spui că îți place de mine și după câteva zile spui da, tu da. că ai văzut postură greșită la mine când postura a fost. Să știi că se poate, pentru că atunci. Observi chestii. Da, nu știu, mi se pare că... Depinde ce vezi. Nu știu. Eu în continuare așa cred, dar asta simt, e părerea mea, am dreptul să am o părere. Să știi că simți greșit, dar ar trebui să ascult și părerile de pe lângă. Ce era atunci? Da, era, atunci era bine. Acum trăim în prezent. Da, acum nu mai e bine. Ai început să vezi numai minusuri. Și convenabil. Ce? Convenabil. Cum adică convenabil? Convenabil și atât. Am închis paranteza. Îi lași ceva de interpretat, dar nu... Convenabil, ce se înțelege din convenabil. Și tu, Roberta, ce ai înțeles? Azi dimineața la 4, ce concluzie ți-ai tras? Eu cred că el a făcut niște joculețe astfel încât să ne bage pe noi. Eu am venit cu joculețele să vin eu cu Patrick. Eu cred că să da, e la voi, da, mă, toți într-adevăr, toți suntem vinovați. A, cum toți, dar toți, când care toți? Toți trei suntem vinovați, da, care am și vorbit. Ne asumăm toți că am greșit, dar eu la început când am intrat în emisiune, cum Bianca? De când sfârșit, că până acum era numai vina lui Ștefan. Asumați-vă că toți trei ați greșit, nu? Păi mi-am asumat, n-auziți? Acum? Asta de mult. Mai bine mai târziu decât niciodată. Ori așa, ori comentarii. Una din două. Bun. Dar am spus că mi-am schimbat părerea față de el și nu neapărat de acum, dar acum s-a accentat. Ce părere ai acum? Nu-i convine ceea ce aude, se schimbă părerea. Sper că nu o să ți-o schimbi și despre Patrick, dacă o să spună că nu o să fie. Nu, am spus. Deja? Nu mi-am schimbat părerea despre Patrick. Dacă m-am retras puțin, nu înseamnă că mi-am schimbat părerea despre el. Da. Da. Corect. Care este părerea ta despre Ștefan acum, astăzi, Roberta? Că el este, de fapt, un fals. Nu eu, cum m-a acuzat pe mine. El este un fals. Eu ne făcând aprob, Giulia? Niciun joc. Nu? Așa faci tu? Nu mă dădea din picior. Îi mai pleacă capul, mă. A, când dai din picior, ți-e mișcă... Ți-e mișcă tot corpul, că stau așa. Ca alea, te le pui pe bord. Pe bord, așa, de pe bord, așa, da. Doamne Andreea, poți să spun de ce nu sunt fals? Mă rog. Pentru că eu nu am făcut niciun joculeț cu niciuna. Am încercat să aleg cât mai repede posibil. Am văzut că nu merge. Sau nu că nu merge, cât nu simt, dar am încercat să simt. Și s-a pus și punct. Deci unde e falsitatea? Ai dreptate. Băieți, voi, pe lângă timpul petrecut aici în emisiune, mai petreceți timp și în vestiar, pe la hotel, pe la sală, pe la masă, pe la... Și vezi că eu am zis că nu mai vreau să ne cunoaștem. Am și eu o rugăminte la voi. Vă rog, l-ați auzit pe Ștefan vorbind despre Roberta sau despre Rebecca în afară? Nu știu, să zică ceva. Nu. Cum vorbește Robert de Julie, cum vorbește Cosmin de Ștefania, cum vorbea Robi de Virginia sau de Julia. Am început să nu mai vorbesc cu ea atât de mult. Cred că singurul care ar fi să știe ar fi Robert. Acum se stă separat la masă, nu se mai prea vorbește. Nu înțeleg de ce. Adică se stă separat la masă. S-a ajuns așa la o situație. Eu nu stau separat de nimeni la masă, mă pun oriunde. Eu nu prea mai mănânc la hotel. Da, Robert se referă la mine, probabil. Noi cred că avem vreo două luni. Cred că mai bine decât nu mai vorbim. Nu face plăcere. În afară, la modul, salut, poftă bună. Nu stau să-mi exprim gândurile. Nu știu, nu... Singurii oameni cu care ies sunt Patrick, Cosmin, Robert și Alin. Robert, dar cu tine vorbește? Cu mine vorbește. Despre fete. Cele două. La început, atunci când erau discuțiile, îmi spunea că îi place Rebecca mai mult. Robert. Dar nu era chiar atât de pronunțat încât să îmi dea de înțeles că ar fi ceva 100% sigur. Ștefan a fost afectat de situațiile extra, nu de situațiile cu fetele. Ce materiale mai vedem? Aleg eu? Da. Da. Aș vrea să lămurim o situație pe care am discutat-o în această săptămână în Casa Fetelor.
mai exact, să vedem exact imaginile. Noi am discutat despre acel moment, dar aș vrea să vedem imaginile, să vedem dacă a exagerat Roberta, okay, sau chiar așa a fost momentul de la ziua lui Patrick, când Ștefan a rugat-o pe Roberta să-l pupe și pe el. Păi nu, că nu Roberta mi-a zis atunci. Nu. Eu am auzit văzut și văzut. Eu n-am zis nimic atunci, chiar n-am spus nimic despre asta. Bun. Aș vrea doar să țineți minte că ceea ce urmează să vedem acum este după momentul din camera roșie în care Ștefan a chemat-o pe Roberta ca să pună punct. Da, exact. Haideți să vedem împreună cum a pus punct Ștefan. A pus bine. Ca Robi. Scuze, bună. Astăzi e... Cum adică? E bună. Adică cum ai pus tu punct glumelor când ai zis cu că Julia. A, scuze-mă. Da, dar el era într-o relație, eu nu. Bun, super. Hai să vizionăm materialul. Hai. Bine, am zis toate să-l pupăm pe Patrick pe obraz, la mulți ani, așa. Și Roberta a fost fix în fața mea, a fost ea înaintea mea să-l pupe pe Patrick. Și pupă Roberta pe Patrick, da, la mulți ani. La care, deci n-am avut cum să n-aud, că era în fața mea, adică surdă să fi fost, n-am fi auzit. Și la care Ștefan îi spune, ai, și ziua mea, pupă și pe mine. Exact. A fost sub formă de glumă. Normal. Bună glumă. Și după ne-am pupat pe obraz. Cu altă fată. Bun, și ai pus cama sau cu filmul? Ne-am pupat pe obraz? Cama? Cred că da, nu știu. Nu. Dar nu am pus buze pe buze, obraz pe obraz. Dar nu ne-am pupat. A fost obraz pe obraz. Ștefan, noi doi nu ne-am pupat. Mulțumesc. Cum ești pe mine? Că ești și ziua mea. Tot azi e. Da, mă, da. Serios? Da, hai de bun. Că ești și ziua mea. Tot azi e. Da, mă, da. Serios? Da, hai de bun. Hai de. Nu-i ziua ta. Ia ce-o cauți. Am glumit, mă, dai seama. Doamne, ferește, ai văzut? Când să plecăm tot așa, iar m-am dus să salut pe Patrick și vezi că m-am întors, ea era iar cu Ștefan, nu știu ce, așa? Și zice Ștefan că avea ea un fir de păr pe body-ul ăla de la avea pe ea și nu știu ce îi zicea și știu că am văzut și pe Virginia că este pe bune, Ștefan observa și firul de păr. Ștefan, luați voi tort. Ce, mâncăm unul? Mâncați amândoi. Ha. Ei, plecăm. Păi, hai, lasă, mănâncă tu, mănâncă tu. Ce? Păi, mănâncă tu că nu vreau. Scuză-mă. Mănâncă tu că nu vreau. Sigur? Da, da. Hai, stai să pup. Hai, stai să pup. Nu ocup, nu ocup, nu ocup, nu ocup. Iar ți-o cauți? Stai, mă, fără Catrincă. Stai, nu, acum fără Catrincă, dă mâna. Că ai un fir de păr și l-am observat de când. Vai, Ștefan, vai, Ștefan, vai. Asta cu hai, am umblat, îți pupă, mă, că e ziua mea. E o căutare, e o băgare în seamă, dar eu cred că probabil a vrut să o întoarcă și mie în momentul în care Rebecca venisere la el în casă și i-am zis la Rebecca, hai urcă cu mine sus pe taburete și a urcat cu mine sus pe taburete și zice, ce vrei să facem aici? Și... Bam, 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 bam! Hai aici să te bată și băieții! Aici danse toată lumea. Da, dar până la urmă nu sunt împreună. Nu mi se pare că exagerează foarte mult. El? Ce? Da. Eu cred că amândoi exagerează. Amândoi. Eu cred că ei se potrivesc. Se potrivesc și nu. Bine, cred că asta îi va îndepărta cumva. Tu cu Ștefan. A fost punct Ștefan? Nu, a pus virgulă. Doamna, în primul rând am de spus că nu eram împreună cu nimeni. Ca să mai continue glumă. Da, dar noi toți știm asta, nu trebuie să puncteze asta. Mie mi se pare că așa se comportă Rebecca. Ca și cum am fi într-un cuplu și mă tot ceartă. Mă... Nu, ce tu ai pus punct. Tu ai zis că ai pus Roberta. Punct. Da, pusese punct cu Roberta. Pusese punct. Ai redeschis un alt capitol a doua zi, tot cu Roberta. Da, se poate spune și așa, dar... A fost punct pus cu, nu a fost. Cu ochiul? Poftim? Ai făcut cu ochiul sau a fost un tic? Nu are el de zoom. Am dat zoom, am vrut să vă mai bine. Mai pic ochiul și să uite, tu vede bine. Sniper. Doamne, crește. Deci, merge și așa. Ce neasumat ești.
Eu când am zis. Mă, dar voi două vă învățați una pe alta în cameră? Da. Ok, de la început ați făcut jocuri, dar acum. Aici și tu, am zis, bine, mergem și facem așa. Nu, în ce film ești? Păi asta ați făcut în cameră. Da, la un moment dat, tu ce am ne mergem și facem cameră. Dacă vorbești de serios. Deci el tot asta, a dat asta am făcut noi în cameră. În cameră, acolo, la voi. De unde știi ce am făcut noi în cameră? Și așa. Și acum zice de unde știi tu ce am făcut noi în cameră? Că el a deschis alt capitol a doua zi după ce a pus punct. Păi înseamnă că ești neasumat. Înseamnă că faptul că tu ai chemat-o pe Roberta în camera roșie, tocmai, chiar pe bune nu voiai să-i rosești camera, că aparent tot cu ea voiai să continui. Și, deci, regret. Deci regret că am stat aici, m-am certat, am zis că Ștefan, că îl înțelege lumea greșit. Deci ești imatur și neasumat. Deci regret și cel mai mult regret că oricum n-am plâns pentru tine, așa că m-am consumat eu pentru mine, pentru ceva ce chiar nu merita. Deci, e aiurea că tu atâta poți, sincer. Adică să mă jignești și să arunci chestiile astea pe mine. Cu ce jigni? E foarte aiurea, să știi. Știi ce înseamnă jignire? Ia. Ce ai adresat tu lui Robi, jignire? Ok. Alea sunt jigniri, că eu zic niște adjective care mie mi se par că ți se potrivesc, da. Nu sunt jigniri sau limbaj licențios. Acum vă înțelegeți bine în cameră. Voi vrei să ne certăm în continuare pentru tine? Dar știi tu ceva și nu știm noi. Nu-mi doresc. Știi tu ceva să vă certați pentru mine sau pentru oricine altcineva, dar atunci când vă certați, v-ați făcut balamuc. Și acum, dintr-o dată, sunteți ok. Dar cum că până acum nu ziceai să cearta asta a fost? Nu vă certați, nici atunci nu. De la tine? Îți asumi sau nu? Ce? Că a fost de la tine? Nu, a fost de la el. De la mine, dar e greșit că m-am născut sau? Iar te victimizezi. Nu, dar tu nu poți... Uite, noi am spus că am greșit. Ați plâns amândouă una în fața celelalte. Care s-a victimizat? Am greșit. Cu ce m-am victimizat? Eu am zis clar că plâng că mă simțeam a doua roată, mi-am asumat. Okay. Am plâns că dacă bărbat ești tu să stai să-i faci pe noi acum. La televizor. Ce să vă fac? Vă răspund cu aceleași cuvinte, exact aceleași cuvinte pe care le-a adresat mie. Nu, că cu o femeie se vorbește frumos și nu se pune o femeie într-o lumină proastă. Acum ce faci? Îți readresez ce îmi dai tu mie. Pe cum? Că tu ai zis că femeia trebuie... Mi-ai spus că mă victimizez. Ți-am spus și eu înapoi. Și pe tine te supără. Deci înseamnă că ar trebui să mă supere și pe mine chestiile astea, nu? Nu, te-am auzit. Ok. Așa te-am și eu. Ce părere ai despre ele două? Mi se pare că de la început s-au vorbit în cameră. Deci a văzut și el comentariul ăsta undeva pe, în online și a zis, hai că prinde. Păcat că noi primim mesajul. Tu ești foarte băgat în online, am văzut chestiile astea. Și dacă s-a băgat în online, ce vrei să zici? Nu mai da vina pe altcineva ceea ce faci tu. Păcat că noi primim mesajul că te prefaci. Și de unde ai zis tu că ne prefacem noi sau că facem noi în cameră? Păi până acum i-a spus că eu citeam în comentariu. Proverbul la Roberta, hoțului de hoț e frică. Exact. Hoțul strigă hoțul. Ei, ora nu, n-am înțeles. De unde deci că ai fost în cameră cu noi și da, ce am vorbit și noi și ce am făcut noi. Că ați, sau ați discutat aici în emisiune? Ce am discutat? Am spus că nu mai vreau stau cu ea în cameră. Pentru că a fost ați discutat în emisiune am realizat cât de... despre faptul că haideți să mergem în partea alaltă. Ăla nu a fost un joc? Naivă, ca să nu zic altceva. Ca să vedeți ce... Către ce mă uite prima dată sau ce? Doamne, ce vrei să mă cer cu Roberta în continuare? Bun, ce vorbesc ele în cameră? Asta nu am eu, dar... Da, la început, siguranță vorbesc. Țara la cale. Dar la început cu siguranță au... Ce crezi tu că vorbesc ele, că logică vorbesc? Planuri despre toată situația, ce se întâmplă aici, cum dintr-o dată amândouă au venit și au spus, după 3 zile, 4 zile în care toată lumea le-a spus că e și vina voastră, nu e doar vina lui, acum au venit și au spus, da, e și vina noastră. Cumva se nu, vorbesc amândouă, dacă spunea una de un fel și una de un fel, înțelegem că nu vorbesc. Păi și se dar... mă certau dacă era totul plăcut. Nu vorbesc cu tine, Cosmin, să știi. Nu, dar sunt și eu aici și pot să spun. Îți aduce aminte de ziua lui Patrick? Are și el dreptul. Are și el dreptul. Asta stă de ea. Deci Cosmin? Pentru Cosmin nu-și mai dorește să mai vorbească cu mine absolut deloc. A, ok. Oare, doamna Andreea, se mai certau fetele dacă era totul plănuit? Cum spune și mai ajungem. Păi nu, au plănuit la început, apoi s-au certat, nu au mai vorbit deloc și acum sunt ok și vorbesc în continuare. Pentru că ne-am dat seama și noi de situație. Okay. Pus, iar și-au dat seama amândouă deodată. A, cearta a fost un plan. Da. Nu a fost plan. Cearta a fost un plan? Nu, cearta a fost neprevăzută. De aici direct la turci în telenovele. Da. Aveți... Liniște. Și plânsul Rebecăi? Plânsul Robertei? Nu, pe Rebecca chiar am simțit-o că a plâns din suflet. Bine, el n-a simțit-o, eu am simțit-o. Dar la Roberta nu avea de ce. Da, să dăm la actorie. Am și o întrebare, dar dacă tu zici că de la început ai crezut că noi facem joculețe, de ce ziceai în casa beților că mă simți reală și așa?
Încă pe tine, cum am spus și acum a câteva secunde, dacă ai fi fost atentă, da, pe tine te-am simțit real în aproape tot timpul. Acum de ce mă acuzi că te-ai simțit de la început că mă joc? Ai, lasă pe Roberta, vorbim de mine acum. Pentru că la început vă jucați și v-am și spus chestia asta. Da, a zis. Da, tu ai zis că am făcut asta non-stop. La început. Da, o zi, două, cât și am spus, hai să-i vedem reacția, trei, a fost o joacă, wow. Păi, și atunci recunoști, are să sens. Știi. Am spus. Și atunci de ce îmi spui? A, noi ne-am asumat că am greșit. Tu ți-asumi că ai greșit? Dar eu v-am spus din prima că am greșit. Când? De fiecare dată când ați vorbit cu mine. Bine, Ștefan. Mie Ștefan mi-a spus că ar fi făcut aceeași glumă cu orice fată. Dar nu cred. În continuare, eram nu sunt cu toate. Nimeni împreună, nu am fost cu nimeni împreună în momentul ăla. Nu știu, da, adică, practic, a procedat la fel cum a procedat Robi cu Virginia. Păi, i-a promis că pune stop și în 5 minute Robi a avut... Grav. Da, da, ei au fost împreună. Da. Ei erau împreună. Da, da, da. Eu nu aveam nicio obligație față de nimeni. Da, da. Dar singura chestie pe care o... Aveai o obligație față de cuvântul tău. Față da, de dar în continuare nu s-a observat că ea a spus de 3 ori stop și tot nu a fost adică stop. Ai făcut? Și am făcut odată stopul și... La mine nu și... s-a observat. Și vrei să fii ca ea? Nu-mi doresc să fiu ca ea niciodată. Să... De ce? Doamne ferește. Da, nu, nu-mi doresc să fiu ca ea. Ce ești un de copil mic și stai să fii matur. Exact. Aoleu, Ștefan. Aoleu. Ștefan. Ia jucărie. Oh. Ai față de tine această datorie. Dacă tu zici că o să faci ceva, să faci acel lucru pentru tine. Că ai un cuvânt. Adică nu trebuie să reacționezi la fel cum reacționează ceilalți. Dar să ne aducem aminte că în camera roșie la sfârșit ți-am spus, rămânem prieteni. Eu ți-am spus asta cu o săptămână înainte. Ok, dar rămânem prieteni. Prietenii ce fac? Nu mai vorbesc deloc? Prietenii stau, râd, glumesc, dacă e cazul, dacă nu e cazul, nu fac nicio glumă. Ai stat cât a fost toată n-ai șederea ta în suntem la casa degeaua lui Patrick? Că n-am fost în același loc, nu am înțeles absolut nimic. Mă, tată, mă, dar ce-i? Tată. Mă rog, cum sunteți astăzi? Colegi? Prieteni dușmani. Ieri de ce ai venit să te pui lângă mine la masă, te-ai pus în fața mea și ai început să mă întrebi? Le-ai supărat pe mine? Vreau să vadă ce de asta... vorbești cu mine. În continuare dar ăsta sunt și de fiecare păi de dată. Ce? Dacă suntem dușmani și... Când te văd că ți-a căzut fața total și nu stăteai cu nimeni. Normal că... Nu-mi e fața total. Da, erai supărat, erai tristă, nu vorbeai cu absolut nimeni. Noi am venit eu să te salvez. Am râs cu Robi, am vorbit cu Robi. Nu cred, dar în momentul ăla erai singur acolo. Nu, m-am venit până la masă să-mi iau un pahar cu suc sau nu știu ce. Deci, în greșeală te-ai propus pe scaun lângă mine. Tu ai venit pe scaun lângă mine, nu eu lângă tine ca să... Parcă ai venit să-ți un par cu apă. Dar tu nu erai acolo, eu m-am pus prima la masă și ai venit tu în fața mea și ai început să mă întreb, dar de ce nu vorbești cu mine? Cum mi-a spus și lui Robert, dacă exista un alt loc în partea cealaltă, mă duceam acolo. Haide că nu mai scuze găsești, tu deja sunt sătulă de scuzele tale. Dar nu ți se pare că ești puțin atunci prefăcut mai... când tu zici de ea că e un om rău și așa da te duci și în continuare peste ea? Păi asta vreau să zic. El mă face pe mine falsă, de fapt tu ești el fals. Acum numai chestii urâte despre ea, că așa, și totul că așa, vii așa, 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 așa. Spre mine, nu vine e falsă, că... Da. Păi da. Așa, că e falsă, că mă nu ai vrea niciodată să fii ca ea, că joculețe, că așa, așa, așa. Și în continuare tot îi cauți atenția. De ce nu ți-asume? Acum ți-o zic strict așa, că chiar nu mă mai interesează. Dar... Dacă nu te interesează, nu ai fi vorbit despre chestia asta. Am și eu dreptul la opinie. Te cred, dar dacă nu te interesează... O să fac o rochie cu propoziția asta. Am și eu dreptul la opinie. E amuzant că atunci când nu ajungi la ceva, încerci să dai da, ceva așa ceva să cadă. Eu înainte asta de tine, eu n-am mai văzut. Eu n-am mai văzut subiect înainte. Exact, știi. Spune că sunt acri. Și așa da, e el acum. Ia toată lumea. Tu ai impresia că e singurul băiat pe care l-am văzut în viața mea? Simt. Da, pe bune. Nu, dar în momentul de față sunt singurul băiat pentru tine. Aș fi fost singurul băiat și nu ai ajuns acolo și mi se pare de că acum încerci să dai mine cu orice prinzi. Te crezi de nelocuit? Nu, nu am spus că... Voi ați ajuns la o concluzie că mai bine nu vă certați din cauza lui. Da, cel mai bun. Mare acum greșeală. Sunteți voi două bine și niciuna dintre voi nu vrea să mai aibă, nu știu, o cunoaștere cu Ștefan. Nu. Coincidență. Zic bine? Da. Zic bine? Da. Confirm. Bun, perfect. Eu am lămurit zile chiar. Virginia. E pus de mult. Da. Când erai într-o relație cu Robi, cum te simțeai când vedeai că el glumește cu Julia? Cum te simțeai bine? Nu. Nu. Nu se simțea nici cum, pentru că știa că nu e cu nicio tentă, ca și acum, de altfel. E bine că știi tu cum te simțea Virginia. Bun. Ei bine, n-am crezut că nu este la fel situația, dar
puțin, puțin este ușor asemănătoare. A, acum e geloasă Roberta. Giulia, da. Pe Robert, am înțeles. Da. Nu? Nu. Nu, deocamdată rămânem în trei. Tot pe ea. Deocamdată rămânem la voi trei. A, știu. Puteți să rămânem la o linie sau la două, adică. Asta îmi doresc. Asta îmi doresc din tot sufletul. Robi și doar un nume, dacă se poate. Robi și Robi. Indicat. Dacă se Robi poate. Robi și Bocile. Se poate. Mă rog. Haideți să urmărim cum s-au inversat rolurile. Da, așa pare. Așa pare. Hai să urmărim. Nu știu cum cu tine. Eu e de luni. Ia. Nu pot să merg la date. Nu mă simt ok. M-am despărțit de Virginia și nu sunt ok să merg la date acum. Dar de ce, Robi? Nu, mă simt eu ok. Atunci înseamnă că trebuie să iau pe cuvânt faptul că da, ai făcut de emisiune tot ce ai făcut. Da, okay, tot ce ai căutat materialele cu mine. Da, ți-a plăcut măcar cum au ieșit. Da. Mă foarte bucur. Da, bunicii mele îi place foarte tare Virginia. Ia zi, dacă se duci cu Giulia, te bate? Robi, în acest moment, care e fata care reprezintă un interes mai mult pentru tine? Acum? Da, față de care tu ai un interes mai mare. O simpatizez pe Roberta. Dacă te invită Robi la o cafea și te invită și Patrick, cu care te duci la cafea? Păi poate e momentul de față, l-aș alege pe Robi că mă face să râd. Atât am trebuie decât să beau o cafea, nu mai mult. Haideți să urmărim cum s-au inversat rolurile. Așa pare, așa pare. Hai să urmărim. Nu știu cum cu tine. Eu e de luni. Ia. Nu pot să merg la date, nu mă simt ok. M-am despărțit de Virginia și nu sunt ok să merg la date acum. Dar de ce, Robi? Nu, mă simt eu ok. Atunci înseamnă că trebuie să iau pe cuvânt faptul că da, ai făcut de emisiune tot ce ai făcut. Da, okay, tot ce ai căutat materialele cu mine. Da, da. Ți-a plăcut măcar cum au ieșit. Da. Mă foarte bucur. Nu sunt ok să merg la date-ul ăsta. Da, poate altă dată, în altă viață. Acum nu. Nu vreau să stau liniștită. Am nevoie de niște greieri, dacă se poate. Stau eu cu greierii mei. Tu ce tragi atâtea concluzii? Că mă enervezi. Cu ce? Cu concluziile tale. Bă, Virginia, îți vezi de treaba ta. Da. Robi, ți-am spus. Îți vezi de treaba ta. Și foarte Virginia. Fericită pentru voi doi. Vino aici, că nu te aud. Nu vin niciodată. Câte lungă e? Unde fugi? Eu aș fugi de aș mânca pământul. Unde ai fugi? Dar de ce fac cu Giulia? De parte de Robi? Dar de Buleni? Ar fi vrut Robi să calce piciorul meu la de Buleni. Iubit, oricare ar fi el, cu siguranță să mă mânc. Patrick, cu cine? Nu se știe. De ce mă întreb de Patrick? Păi nu știu, vă, că îi faci propuneri în fiecare ce zi. Ce propuneri? În fiecare zi, stai de nevastă să... Nu, el a spus că mă ia. Păi el a spus acum 3 luni și tu îi zici în fiecare zi. Care 3 luni? Acum 2-3 zile. Și am spus să mă ia doar dacă voi doi o să fiți împreună. Uh-huh. Și pe conexiune, că l-am pe Patrick aici, că Patrick dar ce e lângă gelos? Mine. Păi nu sunt gelos, dar și mi se atunci... pare că e caz așa într-o... În ce treabă? Nu urâtă să zic, dar... Aolo! Aolo, Robi, aia era, nu că ești tu gelos. Dacă un băiat zice de la început că n-a avut conexiune cu tine și tu acum vii și dai dar din astea că e lângă că mine... Dar și tu, nu, i-am spus că mă înțelege, Patrick, dar și tu ai spus de Giulia că n-ai conexiune și uite... Că n-ai avut conexiune amoroasă, asta ai spus. Ce ți se pare că se întâmplă? Păi și între mine și Patrick ce ți se pare că e? Bună. Să-l chem pe Patrick. Să vină Patrick. Să vină Patrick. Ei, ce e? Robi, recunoaște, fii și tu bărbat asumat odată în viața asta și spune, bă, fată, sunt gelos. Asta vrei tu? Asta nu, vrei asta tu vreau eu, dar nu o mai dacă aș cum caut eu atenția lui Patrick. Patrick păi, a cauți. Spus, nu. Să-l chem pe Patrick. Să vină Patrick. Să vină Patrick. Încă o dovadă că eu... Bătaci odată. Bătaci odată din gură că mă enervez. Robi, vezi că nu sunt Giulia să-ți faci chestiile astea, talentele cu mine. Dacă vrei să mă vei și pe mine mireasă, combină-te și tu cu Giulia, să mă seară Patrick. Chiar mă gândeam. Ce crezi? Nu mă combin niciodată cu Giulia și nici tu nu o să fii mireasă.
Oh, ce poc. Eu o să fiu mireasă. Mă duc să vorbesc cu ea, că am supărat-o. Du-te și în pac, Robi, mididicu. Bă, tu nu vezi omul ăsta că nu e pe creaca lui. E sărit. Îți promit. Nu, eu am zis. Îți promit că din momentul ăsta îmi ești indiferent. Nu contează dacă poți să vii la mine plângând că îți dorești un material, că nu ți-l mai dau. Și, pa, cum ți-am zis, nu e un motiv pentru care tu să te superi, pentru că motivul în e foarte bun. De față nici măcar colegă să nu mă mai consideri. Nici măcar colegă să nu mă mai consideri. Bine. Poți să iei un loc, Virginia. Săracul de tine. De ce mă faci sărac? Că ești. De ce? Ce zi, mi-o declarație pe care am făcut-o Juliei. Julia e feblețea mea. Nu, atâta râd când suntem în camera aia de la multă de ceva. Julia e o persoană pe care eu o văd ca pe o prietenă cu care pot să vorbesc absolut orice. Da. Momentele când e prin preajma mea, îmi dă o stare bună. Tu îmi dai o stare așa energică, nu știu cum să zic. Așa. Gen, îmi vine să-mi ies eu din pepeni. Nu mă interesează, poți să-i faci 15. Păi și atunci de ce vii și dai pe conexie? Pentru... fac declarații? Păi nu, pentru am spus ce? Asta pentru că voi ați spus că sunteți la fel ca înainte. Nu. Eu de-aia am zis. Nu. Ba da? Nu. Ba da. Eu de-aia am zis asta, că aia așa poți tu acum... A fost o provocare ca idee. Ce provocare? Pentru că am adevărat și provocare. El și mi-a dat... Și în camera roșie tot provocarea a fost. Da. Da? Și în camera roșie și în casa beiților de dor? Da. Doamne, omul ăsta cât poate să mintă. Nu te mint. În camera roșie când m-am dus a fost provocare și trebuia să vin aici să fac provocarea după când a venit Julia. A zis doamna Andreea că trebuie să fac provocarea. Păi eu n-am făcut în camera roșie. A zis că nu se pune, că trebuie să o fac în casa băieților să vadă toată lumea, nu să... Voi, Virginia, mă distrugi și să mor. Provocare. Hai, cu te chemă pe frunte. Tine, pupă pe bine pe replici, Virginia. Când? Când am dansat atunci pe tine. Surpriză! Vreau să zic ceva, acolo când am zis că nu-i caut atenția lui Patrick, este pentru că Robi mi-a zis să-i cauți atenția și că ca și cum se vede urât. Că da aiurea. Și am spus să nu mai dea, că nu l-a interesat pe el cum am dat eu aiurea atâta timp și se găsi acum fix când am făcut eu glume. Când a făcut el glume, n-am mai dat aiurea. Și am zis că nu, din... și să recunoască că de fapt că e gelos, nu că se gândește el cum pic eu. Dar ce glumeț ai devenit după ce am despărțit? Foarte. Am fost dintotdeauna. Vai, Doamne, Doamne. Are și tare și piper. Eu eram dintotdeauna, dar n-am avut cu cine. Da, așa am văzut, da. Dintotdeauna, n-ai ridicat capul după cât am fost noi. Păi da, tu aveai grijă să glumești cu alte femei. Și tocmai bine ai punctat că eu când am fost în relație, n-ai ce să-mi reproșez. Înseamnă că n-ai fost tu. Înseamnă că n-ai fost. Ba nu, înseamnă că așa sunt eu într-o relație. E adevărat. Eu nu cred asta. Păi fix asta ai spus tu acum. Da, cât am fost amândoi. Da. Păi și cum te-ai trezit tu acum să faci? Păi pentru că acum sunt singură, pot să fac ce vreau, Robi. Și nu la început e nu era singură? Cu cine glumeai la început? Nu glumeai cu ea. Cine? Păi la început stai puțin, eu când am intrat aici, eu nu vin când intru să n-am niciun stres de camere, să fiu așa. Am intrat cu emoții, ți-am mai spus, eu am intrat sinceră și reală și a fost la început. Cu cine era să fac glume? Normal că pe parcurs m-am mai cunoscut cu persoanele și știu cu cine pot să glumești și cu cine nu. Dar cât timp am fost într-o relație, eu nu am făcut chestia asta. Ok? Ok, bine. Nu înțeleg acum care am, era. Nu știu, mi se pare că ești altă Virginia. Ai, ce-i se pare ție, Robi? Îți place? Virginia, ce da, înseamnă? Îmi place, da. Ce înseamnă din punctul tău de vedere? Acum îi place lui Robi? Te-am întrebat, acum îți place mai mult de mine? Nu am zis niciodată că Virginia nu... îmi place. Nu, acum o dai ca și cum eu nu am fost reală. Robi, dacă tu nu faci diferența dintre o persoană atunci când e singură și e într-o relație, e foarte grav. Și s-a văzut asta, de fapt. Tu ar trebui să știi că într-o relație nu se fac niște lucruri. După o să faci ce... Așa sunt eu, așa am fost eu. Nu și eu la fel. Eu într-o relație nu ai ce să-mi reproșez. După n-am... Nu ți-am reproșat niciodată nimic. Păi nu, vorbesc în general. Ok. Ce înseamnă n-a ridicat capul din pământ? Cât a fost? La modul că nu glumea, nu se ducea, păi nu... Păi și nu e normal?
e normal să faci și faci de glume într-o vorbim. Relație. De glume vorbim. De glume. Am zis că după, am zis că după ce ne-am despărțit, da. Bam, a doua zi ești super bine și hop. Păi și? Glumești. Păi și asta te întreb. Adică, ție ți se pare normal că atât timp cât ești într-o relație să... Bine, deci stai puțin, depinde ce glume, nu? Ce glume? Păi ce glume? Tu ce glume ai făcut? De ce nu te-ai supărat? Lasă ultima glumă cu Roberta. Așa. Glumă. Ok, așa. Chestia aia pe care am făcut-o, da. Comparația. Așa, până să existe chestia aia, de ce nu te-ai supărat să ne despărțim? Păi stai puțin, Robi, ți-am spus de fiecare dată, da, s-a și dat pe materiale, că eu ți-am zis nu mai face, nu mai face, nu mai face. De ce nu te-ai despărțit? Pentru că am ținut la tine și am pentru sperat că ai ținut la mine și oprești, nu, okay? Și știi că nu duceți spre nicăieri. Păi ok, poate treaba mea cu Julia. Spre nicăieri, Robi, dar dacă le repeți, păi rămâi cu glumele atunci. Ce să-ți fac? Dacă tu ai venit să glumești, bine, Virginia, să-ți faci relații, am, treaba ta. Te-ai despărțit de mine, sunt un om rău, sunt un om, nu, cum ai zis tu. Cum am zis? Nu o să am niciodată în viața mea o femeie. Ok, gata, am înțeles. Robi, cum am zis, de câte ori le-am spus fetelor, inclusiv Robertei ieri al Arter, că ești un bărbat cu suflet bun și că lângă persoana potrivită o să fie altfel. Tu acum mereu ai avut cuvinte frumoase pentru. Și eu la fel, n-am avut. Bun, păi și acum vii și îmi spui că ce, că eu în relație am fost nu știu cum și acum sunt altfel. Păi da, s-a terminat relația. E așa mi se pare acum că ești tu altă Virginia. Păi da, pentru că nu sunt într-o relație. Ok, am înțeles. Bine, nu te-am cunoscut când n-ai fost într-o relație, da. Îți place Virginia pe care o descoperi acum? I-am zis că e mai mișto acum decât înainte. E aceeași. Ok, așa o văd eu. Mi-ai observat totul. Ah. Te-ai îndepărtat, Robi, de clădire. E departe. Da, interesant. Julia, chiar ai crezut că el caută materiale cu tine? Da. Ferească Dumnezeu. E cum așa? Dar nu că am crezut. Crezi? După ce a refuzat date-ul, dar poate am început să cred și eu ceea ce se spunea în jurul meu. Ce se spune, dragă, în jurul tău? Mă poate scute cineva de... Dar te-a întrebat. De cine? Păi ieri ai venit să mă pupi. Te-ai pus lângă mine să mă pup. De cine să te scape? Vrăjeală. Ah, vrăjeală. Nu mai aveam, nu mai se terminase canapeaua. Nu mai puteam să mă dau la o parte, că se băgase în sufletul meu. Oh. Dacă el se joacă, mă joc și eu. Cu cine m-am jucat eu? Păi zis că nu mai vorbești cu el. Păi, dat, era acolo pe materie. Era acolo, săracul, stătea. Săracul, nu mai știa de capul lui. Aveam negria pe mine, Julia, vino aici, vine că nu mai... Era acolo, săracul, nu mai aveam loc pe canapele și aia mă duc și apăca. Am făcut și eu un material pe de milă, bă. Julia, canapeaua aia are 2 metri. De bun. Julia, canapeaua aia are 2 metri și eu m-am pus pe ultimul colțișor. Ai venit și te-ai băgat în sufletul meu. Dar de ce te-ai așezat acolo? Pentru că nu erau locuri efectiv când s-a pus tortul pe masă și m-am așezat să văd pe toată lumea, vă jur, asta a fost treaba. Nu altceva. Am văzut că nu e așa? Dar puteai și mai încolo un pic. Păi nu, stați, că eu prima dată m-am pus pe mijloc, da? Și a venit lângă mine, nu mă pupi, nu fata, ți-am zis așa nimic. M-am dat mai încolo și s-a dat. Nu ți-am zis așa nimic. Dar cum ai zis? Că de două ori ți-am zis de ori să mă pupi. De aia că mi-ai zis de două, trei ori, lasă vrăjeala. Ți-am zis pe obraz. Da, pupă-mă pe obraz, că până acum m-ai pupat. Și eu ți-am zis că... Cred, nu mai știu sigur dacă inventez sau nu. Probabil inventez, dar de obicei. Cred că i-am zis că, mă, până acum ai zis să nu mai... Să da. Că nu mai... Îți promisesc vrei, tu că ție ce, că nu mai vrei nimic cu mine și acum fiți te pup. Și tu ai zis multe și ai făcut altele. Ce am zis? Multe. Asta a fost material de luni. A, mai avem. Haideți să-l vedem pe cel de marți. Să urmărim, vă rog. Puteți să luați de ce pe nu profiți și tu de momente? Dacă ai o persoană lângă care te simți bine... Tu de ce nu ai vrut să profiți de moment? De ce moment? De date. De date? De ce? Da. De ce n-a să vreau să profit de... N-a zis nimeni că ne întoarcem de acolo cuplu, nu m-aș fi dus cu... Nu m-am pentru dus că o că secundă okay, la momentul asta. Momentul ăsta să merg la date cu cineva. Da, nu e vorba Robi. De tine, Julia. Doamne, Robi. Julia, nu e vorba de tine, nu mergeam la date Robi. Cu nimeni. Eu am impresia că, în fine, nu vreau să mai zic nimic. Julia, nu mergeam la date cu nimeni. Tu bine. O să înțelegi asta. Bine. Că nu e vorba de tine. Bine. Cât că nu mă simt eu bine să merg la date acum, în momentul ăsta, cu cineva. Bine. Nu mi se pare pur și simplu corect față de Virginia să mă duc la date. Bine. Că da, Robi, am înțeles. Nu trebuie să nu mai îmbrăpiți. Nu este momentul să ieșim. Bine. Pentru că...
o să fii dezamăgită, cum ai fost mereu. Dar cine a zis asta? Cine a zis asta? Cine a zis că eu te aș mai vrea înapoi? Sau că cine nu mai repeta chestia asta, că mă enervez, mă iau dracii pe tine. Tu n-ai de unde să știi că poate mergem la deci și mă răzgândesc, zic aia, nu-mi place de asta. Pentru că e vizibil, Giulia. Ce e vizibil? Că vrei ceva mai mult, nu e vizibil. Nu e nimic vizibil. Băi, fii mă și tu matură. Că mă sunt foarte matură, Robi. Când am avut de spus că da, simt și că da, vreau, tu pentru mine ești o persoană dragă. Poți să înțelegi lucrul ăsta? În fine. Dar tu poți să înțelegi atâta lucru că ești o persoană dragă pentru mine? Și da, că mi-e drag să te văd. Nu mă interesează. Tu nu crezi mai ești... Crezi că dacă... Te-am văzut că mi-a dat conexiunea că stai supărat aici? Dar nu stau supărat. Dar de ce plânge, bă, fata asta? Eu aia nu înțeleg, mă, omule bun, mă. Bun, hai să luăm orice teorie, da? E îndrăgostită de tine? Nu cred. Crezi că e îndrăgostită oare? Crezi că e îndrăgostită oare? Bă, cum plâng fetele astea după tine, Robi, mie nu vine să crezi așa ceva. Plâng după mine, da! Efectul Robi e jale în sufletul unei femei. Îmi pare rău de ea, mă, frate, dar nu vreau să-i dau speranțe false, crede-mă. Nu vreau să-i dau efectiv, pentru că nu... Ai fost sincer. Pentru că karma asta pe mine, când o să mă lovească, o să mă distrugă, înțelegi? Da. Crede-mă ce spun. Eu știu că asta o să se întâmple. Am făcut niște greșeli pentru care eu trebuie să plătesc neapărat. Este Giulia îndrăgostită de tine? Nu știu. N-am zis că e. Sau ești Giulia? Este. În mintea ta, ce crezi totuși? Da, eu cred că are un drag mai mare, nu neapărat că e îndrăgostită. E drag de mine. Și ți-e frică să nu se îndrăgostească? Mi-e frică să nu o dezamăgesc. Ți-e frică să nu se îndrăgostească? Da. Și să o dezamăgești așa cum ai dezamăgit-o pe Virginia? Că nu ai sentimente sau că nu vrei? Da, poate fi și asta, da. Sau vrei să rămână persoana aia specială? E persoana lângă care, ta? În momentul de față, eu mă simt cel mai liber. Bun, și nu vrei să dispară ce da, ai acum? Da. Adică să fie momentele astea frumoase în formă de prietenie, să rămânem prieteni. Nu să ne ducem în zona de relație. Dar dacă, dacă ea se îndrăgostește de tine, crezi că nu mai pot fi momentele astea speciale? Nu, cum să mai fie? De ce să nu mai fie? Păi nu o să mai fie, pentru că dacă interacționez cu o fată, automat o să fie, nu vreau să zic geloasă, dar deranjată, cum a mai fost de altfel. Iar tu ai putea să nu mai interacționezi cu alte fete. Păi și ce fac, rămân prieten cu Giulia și... Ei, nu, dar poate te... poate dezvolți sentimente pentru ea. Nu, doamna Andreea, nu. Nu? Nu. De ce? Nu știu. Iată. Nu simt acum. Iată. Nu se știe niciodată. Nu se știe, eu n-am zis. Adică, dar, tu n-ai vrut să mai mergi la date cu ea ca să nu o faci să se îndrăgostească? Nu, n-a fost asta. Motivul a fost real pe care l-am zis. Nu am fost eu ok cu situația. Da. Și i-am și zis, poate, cine știe, o să mergem la un date. Dar nu acum, nu sunt ok. În altă viață, zic eu. Lasă că atunci zisesei tu ceva și m-ai enervat. Acum eu zic pe bune că în altă viață. Ce ai făcut? Mai zi o dată, că n-am auzit. Că o să vă duceți la date în altă viață. Trăiesc mult eu. Te aștept. Trebuie să se întoarcă multe? Cum? Dar voi vă supărați așa din orice cuvințel? Eu nu mă supăr. Ea se supără. Ea când a zis că merge la date cu tine la fel cum ar merge cu orice băiat din casă, ai repetat 3 zile la eu am zis dacă ar merge cu orice băiat din casă. De ce n-a zis? Băi, frate, păi nu. Noi am înțeles că... Pe ea o deranjează extrem de mult faptul că nu merge la date, că ar vrea și ea să știe, să... Ok, am înțeles. Și zic, bă, dacă vrei să mergi la un date, să știe ia ce? Și tu pe cineva. Pe mine m-a enervat motivul și faptul că a băgat-o pe Virginia. Păi dacă ăla a fost motivul... asta m-a deranjat. Păi da, ăla e motivul real. Virginia s-a certat cu tine. Da, te dai seama după 5 ani că... Ai supărat-o toată relația și te-ai gândit și-a dat seama relație după 5 să nu mai ani, super? Nu, mi-am dat seama după 4-5 zile după ce m-am despărțit de Virginia, Giulia, nu după care 7 ani. Care o săptămână? O săptămână, 7 zile, nu 5. Giulia, ești îndrăgostită de Robi. El asta și-ar dori, probabil. Sau da, mamă, mor. Dar de tine toate sunt îndrăgostite. Lasă-mă o dată, Giulia, să nu zici așa. Zi-mi una care e leșinată după tine. Da, vreau să mai dar cu ce că stai puțin, vreau să mai zic ceva, că a zis Patrick că am plâns, că două fete, că eu și Giulia am plâns după Robi. Eu măcar am fost într-o relație, e normal să... Da, Giulia, de ce a plâns? Păi nu știu. Eu asta am plâns, din nou, trebuie să stau să mă repet, nu am plâns pentru Robi.
Nu, am plâns, ai plâns pentru date, am înțeles asta. Am plâns pentru situație în sine și am plâns pentru că sunt eu atât de proastă, da, încât la un moment dat nu am mai făcut diferența între glume și realitate. Iar eu am crezut că glumele tale de fapt sunt realitate. Ultima cameră roșie a mea și a lui Robi, eu nu am considerat o glumă. Aha. Dar până atunci ai considerat glume normale? Până atunci am mai și zis toate că vorbele sunt glume. Lui. Bun, deci în ultima cameră roșie ai simțit că nu mai glumește. Da. Păi și doar de la o cameră roșie plâng? Doar de la o cameră roșie plâng și plâng când vreau și de la ce vreau. Atâta sunt acuzată pe plânsul ăsta de parcă cine știe ce. Dacă eram îndrăgostită de Robi, veneam și spuneam. Deci dar nu am plâns pentru Robi. Ești prima fată care plânge de la o cameră roșie. Nu, da. Prima fată care plânge după date-uri. De când există emisiunea asta. Primul concurent care plânge după date-uri. Îmi pare rău că eu am venit aici chiar să mă îndrăgostesc și să merg la date-uri și să fac ceea ce ar trebui să facem cu toții aici în emisiune. Patrick. Că există oameni ca voi. Robi. Ca noi care? Lasă că noi am avut date, noi am avut momente, noi am fost... Și eu am avut la rândul meu. Am înțeles, dar nu ești singura persoană. Ați avut împreună voi doi chiar, camera roșie. Am avut, da, am avut imagine romantică, imagine, din acest, da, sezon. Doamne, cât o regreți pe aia. Ai regret. Cea mai mare greșeală mea. Ce mai vreau? Stai liniștit, Julia. Dacă tu apupai. Ai fost îndrăgostită de Robi? Nu. Ai fost la un pas să te îndrăgostești, da, de Robi. Bianca. În trecut sau acum? În trecut. Acum de o lună de zile, Julia, nu, o lună jumate, nu mă mai vrea, nu mă mai suportă, să nu mai vorbească cu mine, eu îmi caut materiale, sunt fals, sunt actor, sunt sărac, sunt așa, că sunt mai multe de enumerat, dar de la ultima cameră roșie, hop, nu mai sunt nimic. Da? Și că vrem o relație. Cine dar a zis asta? I-am zis eu vreodată asta? Nu, dar în zona aia te duci, Julia, de ce nu ești asumată? Iartă-mă, doar. În zona aia te duci, de ce voi să mergi cu mine la date? Eu nu mai pot. E, nu mai poți. Păi, dar domnul Andrei, de la sine înțeles pe bune. Dar ce vrei? Zi-mi. Nu mai pot. Nu. Nu mai ai cuvinte acum. Gata. Nu. Mai limpă. Hai să vedem un material în care fetele își dau cu părerea despre camera roșie a lui Robi. Hai să urmărim. Robi, data viitoare. De ce tu? Păi de ce eu? Ia să vedem dacă ești de la Craiova. Și stângă, pa, dreaptă. Nu pot. Ușor, okay. Ușor. Și croșeu. Ușor, eu bam. Te-ți dat de la nu e. Ia, și eu în braț. Eu l-am făcut așa. Nici eu. E vreo strategie să am primit o provocare. Ah, okay. Dar de ce crezi că vreau să supăr pe cineva? Păi nu, ce nu știu de ce mă chemaș pe mine. De ce crezi că vreau să supăr pe cineva? Eu ne supărat deloc. Păi nu, i-a apucat să-ți zidea să alegești în același timp mesaj de provocare. Nu. Bambă, ce ți-mi miștea, aole. Cu nu am nicio... Păi și până la urmă, te mai duci la date sau nu te duci la date? Piauză și pa mea. Ok, bine. Ce? Vrei să te duci tu? Nu să mă duc la zi. Motivul pentru care crezi că Julia e supărată. Oh, să-ți vorbească de tine. O chemat-o pe asta. Altceva n-au de vorbit? Cunoaște fata! Neapărat să se ducă la un date, indiferent de persoană, ea voia să vadă cum e date-ul, da? Că n-a fost niciodată, sau... Eu am fost la date, prietene! Trebuia să se ducă cu cineva acolo să vorbească, că nu poți să stai sigur. Dar cum să o chemi, să o chemi fată nouă în camera roșie să vorbești de mine? Poate era singura fată nouă nechemată de el. E, trebuie să aibă confirmarea de la toate. Are de el și știi că nu se poate nimic sau te-a refuzat, e plictisitor. Îți aduce aminte. Sincer. Nu trage la răspundere pentru... Nu vorbim, păi stai puțin. Și eu dacă fac sau nu fac, nu sunt cu cineva împreună ca să fiu tras la răspundere. Și nu-mi place chestia asta deloc. Am fost una trecută în certuri. Noi, de exemplu, data asta mi s-a părut că el s-a băgat în seamă cu ea. A fost. Ceva. Nu, tu. Pe ia stai că ce-a întrebat-o. Ua, chemă-te pe ea. Da, dar nu m-a fost înainte. Ține mai mult de 5 minute camera asta sau m-am plictisit eu? Până ți se ia. Păi, după, dacă se ajunge acolo, că o să ți țin numai interesantă. Dar nu e interesant deloc.
M-am și certat, am și... Dar mai vorbește de tine acum că n-am înțeles. Puteai să, da, nu. Da, neinteresant. Ai plâns de nervii tăi. Pe mine mi-a adormit mai mult și n-am înțeles. Aud o muscă, vreau să omor musca. Pe mine mi-a adormit și n-am înțeles nimic ce au vorbit ei. Nu e interesant. Ce-o zis despre tine? Nu știu ce-o zis. Ideea e că, din nou, Robi demonstrează că el are nevoie de validare din partea oricărei fete. Așa că... De câte ori te mai întorci la el? Locul lui Robi nu este nici lângă mine, și nici dar nici în casa iubirii. Robi, afară! Robi, afară! Ce zici? Îl dai pe frate tu afară, Bianca? Da, da, de frate lângă frate. Păi așa mi-a zis, că semăn cu frate sau că... Auzi, afară, Robi. Ok. Să le facem pancarte. Ai nevoie de validare din partea tuturor fetelor din casa iubirii? Nu. Ai nevoie să crezi, să simți tu undeva, să știi tu undeva, în adâncul sufletului tău sau în mintea ta, un pic, că toate fetele din casa iubirii te plac? Nu. Sau da. Vă jur că nu m-am gândit nicio secundă la treaba asta. Ei, poate o faci involuntar. Exact. Nu. Pur și simplu am chemat-o pe Rebecca la Camera Roșie pentru că... Nu... Nu aveam pe cine să chem, nu... Mie nu mi s-a părut că a făcut pași spre mine, că m-a chemat cine în Camera Roșie. Nu, dar a făcut-o nu, ca să-i adică nerveze pe cineva. Nu, adică nu a avut vreun interes față de mine în afară de o simplă conversație între colegi. Mie nu mi s-a părut... Ștefan, a vrut să te enerveze pe tine? Mie așa mi s-a părut. Dar nu a putut să scoată ceva de la mine. Plus de asta și că era muzică. Mie mi s-a părut că, într-adevăr, a chemat-o, poate avea pe altcineva în cap, dar în urma vorbelor pe care le-am avut, eu cu el, a chemat-o pe Rebecca, ca să mă enerveze sau nu știu exact de ce. Treaba cu cântatul poate nu cred și că să nu vrei să arăți că nu te enervează. Să cânti nu, așa, era, să zici că nu te interesează. Era o melodie. Dar eu cred că știe 100% în sufletul lui că n-am chemat-o pe Rebecca cu nicio tentă sau să le enervez. Nu, doar că zice că eu chiar cred chestia asta. Eu nu cred. Nu, chiar nu. Chiar doar am vorbit ca să... Păi, dar nu e problemă de ce ați vorbit voi. E chestia de ce a făcut-o el. Nu mi s-a părut. Că m-a întrebat doar dacă aș fi genul... Dacă mi-am fost pe lângă și am observat. Dar întrebare care mi-a pus-o, cred că aproape... Pe final. Da, pe final. Nu mai aveam ce să vorbim. Nu e ca și cum mi-a zis, mamă, nu știu ce. Am făcut și eu o conversație normală. Vreau să știu o fată din emisiunea asta care n-a fost întrebată de Robi dacă îl vede... Dar nu e normal, nu e normal să întrebi. Julie. Și pe Julie a întrebat-o. Cred că singura e Bianca. Și vorbim... Dar nu e normal. Le aducând și toate... Pe Julie am întrebat-o dacă sunt genuii la început, când s-a pus prima dată pe canapea. Te-a zis că nu, exact. Ok, și nu e normal să întreb. Nu. De ce? Nu e normal, de ce? Că ai atracție și că ți-ai dorit ca toate să te vadă ca un potențial. Da, vă vreau pe toate. Mai vrei ceva? Le știe. Aș pleca cu toate acasă astăzi. Ce crezi? Să pleci la Dăbulei? Da. Cum? La Dăbulei? Da, pe toate le-aș vrea. Eu dar nu pe Julia. Le vreau singur. Pe toate, dar nu pe Julia. Când o să pleci, o să pleci singur. Eu cred că vrei să pleci cu Julia. Nu contează, nu e treaba ta dacă plec sau nu singur. Chiar nu mă interesează, sincer. Păi văd că te interesează, că îți dai aici cu părerea. Normal. Cer eu validare. Așa care... cum faci și tu. Păi și care e problema ta dacă cer validare? Nu este niciun fel de problemă. Bine. Da, nu știu ce s-a întâmplat joi. Nu știu dacă s-a întâmplat ceva cu tine sau am făcut noi această mare greșeală. Iartă-ne. Dar de joi n-avem material. Oh, Doamne. Dezamăgitor. Toate că eu cred că e vina ta. Nu știu, s-a întâmplat de n-ai făcut material. N-a fost Julia pe lângă tine. Dar, slavă Domnului, ai făcut reconfigurare traseu și ai găsit pe altcineva. Vineri. Joi a avut pauză. Bun, hai să urmărim. Mă vrăjești, ești vrăjitoare. Vezi că dacă stai pe lângă mine, s-ar putea să și îndrăgostești. Pa, mi-e frică. Da, mi-e frică. Ce? Dacă stă lumea pe lângă tine? Da. Să ne îndrăgostim amândoi. Wow! Păi avem același efect, nu? Da. De altcineva, gen. Să ne îndrăgostim de altcineva. Ești primul meu iubit. Fix tipologia ta. Așa. Cea mai lungă relația mea cu unul ca tine. Mi-a distrus viața. Și cum e tipologia lui Robi?
Mai exact. Eu nu cred că e tipologia mea din niciun punct de vedere și îți garantez. Da, de unde știi tu? Ce vrei? Nu vreau nimic, ți-am zis ceva? De ce mă întreb ce vreau? Vrei tu ceva? Păi te uiți la mine. Păi și unde vrei să mă uit? Că suntem doar noi de trei păi la masă. Păi uite și la Rebecca. Nu la Rebecca, că a zis că nu e genul meu, că nu sunt genul ei. Păi tu ai zis că e genul tău și ai scos ochii numai pe ea în camerele roșii. Este o părere sinceră. M-am schimbat, vreau să te chem pe tine acum. Pune mâna ta pe inimioara mea să vezi cum bate sărmana. Bine, vrei să pun camera roșie? Nu-mi pleacă întrebările. Periculoasă ești. Tu vorbești. Ești mai periculoasă decât mine. Ce înseamnă periculos? Periculoasă. Îți spun eu în camera roșie. Nu, spune-mi acum. Nu, fii atentă. Mă chem tu la o cameră roșie, eu la una. Da, mai până atunci. Spune-mi acum. Mi se pare că ești periculoasă. În ce sens? Mă, tu ești, tu ești varianta mea feminină. Roberta e mai, te face mai matură. Și, eu nu și mie nu mi se pare că ești o femeie. Nu, ascultă-mă, nu caracterial vorbind. Da. Mi se pare că ești un copil din ăsta, așa, uite cum ești tu, așa, drăgălașă, când râzi, cum alea, cum încerci tu să te ferești de toată lumea, să nu intri în discuții, în... Ce, mie așa mi se pare, jur. Da. Păi intri că ești provocată, sunt. Dacă scoți o vorbă și mai sar șapte pe tine. Când ar trebui să sar, dar eu. Doar tu? Păi de ce faci pe indiferent, sincer vorbind? Hai că ți-a luat-o perciunul ăla de-al. Uită-te, ia stai. Stai. Alex Diamonds, Alex Studded, Alex Shine, Alex Million Dollar Deals, where's my pen? Dă-mi mie că-l pun eu, stai. Stai așa că știu, o să-i fac aici. E cu fixativ și nu gata. Gata. Fac nepoata mea stau toată ziua de ei, fac păr, îi fac ălea. Mă, îți plac și copiii. Păi îți dai seama că îmi plac. Vai, ești bărbatul perfectul. Sunt bărbatul perfect, dar nu pentru tine, Roberta. Pare rău. Ai zis că ești mult. Sau? Sau? Poate. Nu crezi că ne-am înțelege foarte bine? Păi uite că ne înțelegem acum. Crezi că ne-am înțelege bine într-o relație amândoi? Sincer. Nu știu. Tu ce crezi? De ce te uiți pe mine? Nu, mă... Încerci să-ți dai seama cum ți-ar sta așa, cum... Acum ți-ar zice o chestie, dar nu se de la televizor. Și tu. Bă, Rebecca, vii să mai vorbi și noi. Da, vii, te rog. Că mă enervează deja. Ia fi atentă că mie mi se pare că lui Roberta îi place de mine și vrea să recunoască. Ok, argument. De ce? Ia să vedem. Păi mă minte aici că mă îmbrac bine, că nu știu ce, că ne-am înțelege. Știu să abordez o femeie, crede-mă. Ascultă-mă. Cum? Ia, sunt curioasă cum ai fi abordat. Uite așa. Ce hai, ridică-te, că ridică-te să-ți dau un pupic. Cu cine credeți că rămâne Bianca? Ori cu niciunul, ori cu Bogdan. Ce zici, Ștefi, cu cine aveți mai pe Bianca? Cu niciunul. Cu niciunul? Tu? Ce? Ești cu noi? N-am fost atentă ce ai întrebat. Ești cu noi? Vai. Foarte drăguț! Ai lipsit joi, dar vineri ai revenit în forță. Numai greșele a făcut băiatul ăsta.
în această emisiune. L-ați certat în continuu. În continuu. Ba, nu știu ce a greșit cu Virginia. Ba, nu știu ce a făcut cu Giulia. Ba, nu știu ce i-a zis Biancăi. Ba, nu știu ce s-a întâmplat, ce a făcut cu Rebecca. Dar cu toate astea, parcă nu e așa de... Andrea, dar uite, nu s-a dat discuția mea cu Roberta acolo după ce a fost Robin Casa Fetelor și fix asta i-am spus, că eu cred că dintre toate fetele cu Roberta se potrivește și că cu ea poate ar fi diferit, că nu mai știu, l-am vorbit, adică... E bine. Crezi că este genul lui, Roberta? Da. Ce o face genul lui? Atitudinea lui este diferită față de ea? Da. Eu am auzit aceleași vorbe și la mine și la ea. Deci aceleași, parcă le-a scris undeva. Eu? Nu. Ah. Robi față de okay. Mine, de ea, de că, că am zis că ești cu Giulia și potrivește, dar acum, uite, și... cred că îți potrivești mai bine cu Roberta. Scuze. Înțeles. Patrick. Cum ți s-au părut cei doi? Se potrivesc? Da, se potrivesc de minune, sincer. Chiar... Acum, văzând interacțiunea asta între ei, chiar nu a fost o interacțiune neapărat prietenească. Se văd prin anumite gesturi că sunt comuni unul cu altul. Ar putea duce într-o oarecare direcție dacă ei continuă să interacționeze așa. Da, chiar mișto. Felicitări. Pare că se simte la fel de bine ca și cu Giulia. Nu, adică chiar îmi pare că are puțin un interes față de ea și cred că și ea față de el. Nu, dar ei Rebecca place, deci place tu glumești. Da. Glumesc. Ce? Nu râzi că... cu ce am zis eu? Rebecca mi-a zis că, doar că glumesc Robert îi place patru. Note. Voi v-ați dus cu stai că-ți dau să papi, stai că nu știu ce. Păi acum nu știu ce se mai întâmplă, nu am spoilere. Oricum a părut că v-a simțit bine cu... Da, ne-am distrat, chiar ne-am distrat. De-aia m-am și ridicat și apucat la un moment dat, că erau prea... S-a simțit în plus. Da, erau ei așa foarte indexat. Asta e important, bravo. Și în continuare se face de Patrick. Patrick, cum crezi că te situezi așa în viața Robertei după discuția pe care ai avut-o cu Rob? Sunteți prieteni? Păi m-am situat așa puțin, nu a fost ceva mare lucru din partea ei să spună că mamă ce îndrăgostită ea de mine. Cu Robi probabil a interacționat mai mult, probabil realizează că e mai bine cu Robi. Habar mai mult nu cred. Mai mult. Cred că aia a fost mai mult prima noastră interacțiune. Mai mult. Cred că a fost poate a doua interacțiune. Sau... A dat Robi mai mult atenție. Mai mult, păi a fost camera roșie. Prima. Și a dat Robi mai multă atenție. Da, și mie Roberta mi se pare genul de fată. Mi se pare că se duce acolo unde primește atenție. Nu contează că îi place sau nu îi place neapărat băiatul din fața ei. Dar eu așa am văzut-o până acum. Dacă greșesc, o să-mi cer scuze. Dacă mă duceam unde primeam atenție, rămâneam în continuare cu Ștefan, rămâneam poate și cu Patrick. Păi în nu. Dar sau și cu noi. Și dacă glumești așa mai departe, nu înseamnă că mă duc unde... Sau nu înseamnă că se îndrăgostește. Exact, exact. Deci, am spus vreodată că îmi place de tine, pentru o relație, niciodată n-am spus. Am spus că îmi place de tine ca om. N-am spus că îmi place de tine ca... Roberta este singură, dar a afirmat că îi place Patrick. Și tu ai afirmat chestii și... Patrick își petrece timpul și cu ea, și cu Virginia, și cu alte fete. Exact. Atunci să nu mai spune de tenta către Giulia. Toți facem lucrurile astea, nu înțeleg că mă vedeți doar pe mine când toți faceți același lucru. Dar noi nu doar ne reproșăm. Doar pe mine mă vedeți, nu voi. Cine? Noi nu ne... Eu cu Patrick nu reproșesc că se duce și la altcineva și așa. Eu am clinciuri doar cu Giulia, la modul ăla, adică... Și mai nou cu Virginia. Virginia. Unde o lași pe ea? Virginia are clinci cu mine, nu eu cu ea. I-am tot de... Mai glumesc și eu. Câte un... Mai am ce să fac. Roberta, este Robi genul tău? Am spus că este genul meu fizic și așa mai departe. Și am spus și lui că prima mea relație a fost cu un băiat fix tipologia lui de bărbat. Deci, automat ar fi genul meu de bărbat. Poftim? Ce nu a funcționat în fosta relație? Era prima relație... Nu, eram mici, nu a funcționat. Acum ești mai matură, deci da, să... exact, și asta am spus. Și am zis că dacă eu aș intra într-o relație cu Robi, cred că aș avea multe de tras și... Multe de tras? Da, cred că da. Ce greșește? Nu știu, până acum eu nu am văzut să greșească neapărat cu ceva rău, dar... Deci eu nu pot să cred! Mie vine să râd, pentru că Giulia, când o aude pe Roberta, se uită la mine, nu înțeleg. Doar Andrei,
aia. Ca și cum vezi ce vezi ce da ce sunt. Ai zis magală că a văzut câte greșeli a făcut Robi față de Virgil. Păi da, acum voia să zică Giulia. Dacă nu te băgai zicea. Acum a vrut să zică. Mai pe atunci că când a fost vorba cu Virginia că nu mi-a plăcut atitudinea lui față de Virginia. Dar în rest, el a fost asumat, a spus nu, am avut sentimente. Nu știu. Și mie mine să mă uit la Virginia. Dar ce sunt eu, mama lui Robi? Mama lui Robi. Vrei să o aducem pe mama lui Robi? Aici? Să aleagă ea. Ce părere are mama ta despre Roberta Robi? Nu știu. Nu am întrebat-o. Să vă spune Robi ce părere are bunica lui despre situația voastră. Cum, Robert? Ce, Robert? Să vă spune Robi ce părere are bunica lui despre situația lui cu Virginia. Ce părere? A zis că dacă nu mă împac cu Virginia să nu mai duc acasă. Deci de asta deci te dai tu pune străzi, Robi. Da, bunicii mele îi place foarte tare Virginia. Ia zi, dacă se duci cu Giulia, te bate? Robi, în acest moment, care e fata care reprezintă un interes mai mult pentru tine? Acum? Da, față de care tu ai un interes mai mare. O simpatizez pe Roberta. Bun. Roberta, în acest moment, în prezent, acum, care este băiatul? Acum! Nu mâine, nu ieri. Care este băiatul pentru care ai un interes mai mare? Nu știu, nu. Care reprezintă Patrick un interes așa mai mare. Da. Patrick e alt. De mult. Nu știu. Adică nu că nu știu, nu cred că mai am în momentul ăsta vreun interes neapărat. Dacă te invită Robi la o cafea și te invită și Patrick, cu care te duci la cafea? La o terasă, în Herăstrău. Unul la 12, altul la 1. Da, dar care primul? Dacă te invită Robi la o cafea și te invită și Patrick, cu care te duci la cafea? La o terasă, aici, în Herăstrău. Unul la 12, altul la 1. Da, dar care primul? Care la 12? Care e mai aproape? Care e primul gând? Nu știu, nu. Zi-l tu, Rebecca, că tu îl știi. Tine tu, Rebecca, cu siguranță știi. Nu mă mai bag, doamna Andreea, pentru nimeni. Roberta. Păi poate e momentul de față, l-aș alege pe Robi că mă face să râd. Dar nu neapărat să fie ceva între noi să... Nu, la o cafea. Atât trebuie, decât să beau o cafea, nu mai mult. Și pentru că Patrick oricum e nehotărât și m-a făcut și pe mine să fiu așa. Adică l-aș alege pur și simplu să mă simt mai bine, să am o zi mai... Măi, oricum eu am spus că stau așa să văd exact ce se întâmplă în... Ce ai văzut? Ai stat oricum destul de mult. Eu mi-am tras concluzia. Pe ce, am stat de mult că... Joi am avut discuția și vineri s-a întâmplat asta. Da, dar... Înainte cu o oră am avut conexiunea în care am spus, mă, dar dacă tu m-ai interpretat greșit, eu mi-am spus dorința că vreau să te cunosc pe tine, cel mai mult dintre toate. Da, Patrick, dar ai spus și de Virginia și am spus și de Virginia, doar că între mine și Virginia vreau să spun ceva. Noi am avut un început care nu a dus nicăieri. Adică... Păi da, dar... Eu am acum niște cuvinte de laudă pentru Virginia, le-am avut întotdeauna și le voi avea întotdeauna. Eu am spus că pe tine vreau să te cunosc. Vineri s-a întâmplat situația asta cu Robi când tu ai decis că nu ți-am oferit exclusivitate sau chestii de genul acesta. S-a întâmplat materialul ăsta fix după conexiunea, cred că, pe care am avut-o noi. Da. Deci foarte devreme, cumva nu e de acuzat, adică e super normal. Robi are foarte multe calități și eu te-am mai întrebat odată dacă Robi este genul tău de bărbat. Nu degeaba te-am întrebat, că am simțit puțin că și când vorbeai cu mine te întorceai spre el. Nu te încodam, este super mișto, dar am simțit că îl vezi alt cumva. Eu mi-am tras concluziile. Tu dacă ți le-ai tras, este super ok. E super mișto. E de plan. Păi și tu ce concluzie ți-ai tras? Nu mi-am tras nicio concluzie. Păi ai zis că eu... Adică mi-am tras o concluzie. De ai fapt, doar că poate pare așa, nu știu, eu stând așa din umbră oarecum și analizând, nu, mă retrag. Nu. Chiar în umbră. Ești și tu ocupat, ai și tu treabă. Cu cine? Cu Virginia. Ce am zis eu la Virginia? Ce-ai zis tu? Da. Ce ai zis tu Virginiei? Ce i-am spus eu Virginiei? Sau ce ți-a zis și ea ție? Ce ne-am spus unul altuia? Hai să-ți aduc aminte. Vrei? Oh. Nu. Okay. Ai uitat? Nu am uitat. N-ai stat în umbră. Chiar ai avut treabă. Hai să privim.
Un mic secret, la început, când ai interacționat cu Robi, ți mai plăcea de mine un pic? Dar încă îmi place de tine. În sensul ăla? Păi, în sensul ăla nu știu. De ce? Păi fizic, caracter, ești ok. M-aș încadra. Te încadrezi. Mă încadrez? Te-ai încadra. Da, îl punem ca secret? Da. Să nu mai spui. Și mie îmi place un pic de tine. Un pic? Un pic mai mult, dar un pic începe să-mi placă așa. Doar că tatăl în terenul. Bine, dar nu mai spune un pic, că sună aiurea. Un pic am vrut să zic în modul drăguț, n-am vrut să fiu urs, așa să zic. Full. Că nu-i caz, acum să te cunoști pe Roberta, da? Da. Cum să nu ne deranjezi. Te-a întrebat, Alin, dacă îl vezi pe Patrick ca pe un amic sau mai mult. Da. Și ce ai zis? Am zis că eu nu am avut cum să-l văd până acum altfel atâta timp cât am fost cu altcineva. Acum nu știu, pur și simplu îmi place să petrec timpul cu Patrick, dar nu... El mai să fie ceva să... Îl simpatizezi un pic? Dar mereu am zis, eu așa zic, n-a fost niciun secret ce am zis lui acolo. Mereu l-am simpatizat la modul ăla. Dar voi de ce v-ați despărțit? Dar nu ne-am despărțit, n-am vrut împreună. Ai vrea să-l pupi? Mamă, Julie. Glumesc! Ei, Julie, să ieși să mai glumești eu. No. Nu e cazul. Nu e cazul? Da. Și dacă ar fi cazul? Dacă s-ar crea textul? Dacă ar fi, dacă ar fi cazul? Textul? Ar putea să fie cazul? General. Virginia, da. Dacă ar fi cazul, ai vrea să-l pupi pe Patrick? Păi, nu. Dacă ar fi cazul, ce caz? Cu oricine. Când o să fie cazul, o să mă sărut. Deci dacă ar fi cazul, da. Dar hai să vorbim despre Patrick. Păi despre Patrick vorbeam. Nu știu dacă... Regreți că nu v-ați sărutat? Nu. Dar nu regret nimic. Eu când... Reformulez. Ai vrea să-l săruți? Nu. Pe Patrick? Nu. Ai vrea la un date cu Patrick? Ai vrea la un date cu Patrick? Am zis că nu. Încă. Am zis nu încă? Eu încerc acum să văd ce-mi iese. Nu. Nu? Nu știu, doamne... Poate fi nu încă? Cum? Poate fi nu încă? Poate fi nu încă. Înțeleg că nu, nu. Nu e nu, nu. Nu. Păi, doamna Andreea, în momentul de față este nu, pentru că între mine și Patrick nu este nimic. Nu știu ce o să fie vreodată. Uite, Bianca și Bogdan se duc la un date. Și au stat de vorbă. De câte ori ați stat de vorbă, Bianca? Nu mi-am amintesc. Bogdan? Au stat de câteva ori. De câteva ori? Voi aveți atâta timp. Da, nu, nu mai dat, nu simt merg. Acum să... Am și plus de asta ați mai avut deja un date. Aici, în casă. Ce mie că mai aveți încă unul afară? Mai aproape aici. Deci nu de zi, mai aproape. Mai aproape. Continui această cunoaștere cu Patrick? Dar noi suntem într-o cunoaștere. Interacțiune. Păi da, dar nu e normal. E că vorbesc. Are și eu ceva împotrivă, că nu înțeleg. Da, poate Alin vrea să se apropie de tine și vrea să știe, ești o persoană liberă sau ești într-o cunoaștere cu Patrick? Da, sunt o persoană liberă. Ești o persoană liberă. Da. Bun. Doamna Andrei, acum mă face să mă simt prost că m-am pus în calea fericirii ei. Îmi copiază vorbele, Robi, acum. Care este Patrick sau altcineva? Patrick. Nu cred că de-a lungul relației ai văzut ceva între mine și Robi. Nu știu. Păi, tot timpul ai zis că îți place și că te face păi că și? Bine și păi că... și tu ai zis același lucru de Julia, dar eu nu am făcut nimic. Da, și exact, ne-am pus în calea fericirii. Uite, da, uite ce bine că ne-am dat seama acum fericirea. Superb. Minunat. Bun. Hai să vizionăm un material mult așteptat de mai multe persoane, în mod special de Cosmin. Hai să vedem. Secretele. Ai inima raznă. Dar pe acest material nu o să apară secretul Ștefaniei. Nu? Nu. Eu l-l aștept. O să-ți faci o idee. Pentru că, iată, avem un alt secret despre tine. Ia auzi. Oulu. Îți faci o idee, vezi cum s-a întâmplat, poți să ți-o imaginezi pe Ștefania acolo lângă Patrick, cum îi spune un secret pe care l-a împărtășit Ștefania lui Patrick. Cred că e mai interesant. Bine? Hai să urmărim secretele
fetelor spuse lui Patrick. Fetele au spus secrete. A ieșit mai mult decât ne-am fi așteptat. Și mai bine. Hai să urmărim. Sau nu. La începutul sezonului 3, încă mai îmi plăcea un pic de Cosmin. Nu pot să cred așa ceva. S-a dus, e secret. Dar acum ați mai place? Nu. Minți? Nu. Taci? Nu. Taci? Nu. Bine, next! Hai că îmi place. Când a venit Rebecca în prima seară, când a intrat ea, Robi a intrat, probabil știi, dar nu cred. Nu. I-a dat cerere pe Instagram în prima seară când a văzut-o. Asta e bună. E un secret bun. Ți-a plăcut vreodată de mine, cât o de puțin? În ce sens? De relație. Nu. Niciodată? Nu. De ce? Nu știu, nu transmiți. Geni, te văd ca pe prieten. Dacă... Bună, Patrick. Dar zi, un secret. Ce mă privește pe mine? Întreabă-mă. Păi nu știu ce să te întreb, zi tu un secret, ce crezi că ar trebui să știu. Oricum. Păi nu cred că, nu consider că ar trebui să știi ceva. Bun, un secret atunci, nu știu, de când ești aici în emisiune. Nu știu, nu m-am gândit niciodată că aș putea să creez un cuplu aici în Casa Iubirii. Deci tu când ai intrat nu te așteptai? Nu. Super, ăsta este un secret mișto. Și faptul că ai reușit să intri într-un cuplu în condițiile în care nu te gândeai nici... De fapt, era și normal, că tu ai spus că ai avut un blocaj oricum de mult timp. Da, nu mi-am dat ocazia să întâlnesc, să cunosc pe nimeni de foarte mult timp. Adică nici nu mi-aș fi dorit. Și atunci, cumva, e și logic. Un secret mai picant n-ai? Nu, întreabă. Nu vreau să te întreb, te-aș întreba. E bun. Nu vreau, că e de ajuns. A scăzut timpul. Hai, ai scăpat repede, azi. Mai ai vreun strop de interes față de mine? Bă, sincer, la cum te-ai comportat așa, bine, îmi pare că s-a rătăcea să știi jătec. Nu, mai zi, mă, eu n-am bine astfel, mine să știi, adică poți să zici ce vrei tu. Bă, nu, așa, gen, strict fizic, da, dar oricum... Adică fizic ce înseamnă? Mai folosi aventură și mai arunca la gunoi, nu? Ba, da. Am adus player. Da, ești playeriță. No. Mai folosi, că nu mai lua de bun. Nu. No. Păi, nu mi se pare că nu... Ce-ai face dacă rămâne cu mine pe insulă pustie timp de 2 luni? E bun, atât am vrut să văd. Deci n-am rămâne neapărat prieteni. Da, păi și... Nimic de Ștefania. Cred că a fost mai drăguț decât sau ați vrut să auziți cu pasta de dinți, cu... Dar de ce în Ștefanie nu e? În fiarbă costumă. Îți spui acum. Trebuie să zic acum? Nu. O, Doamne. Dar ce așa? Urmează. E că să-l vad de la televizor. Clibește și bine. Ce se întâmplă cu tine, Cosmin? Aștept, sunt curios. De ce oftezi așa? Păi, mi se pare că de câteva zile tot mi se ascunde chestia asta și mă întreb de ce, adică ce e așa, wow? Dar ce frici crezi că are Cosmin? Dar nu frică, mai mult e curios. Mă rog. Adevăr, dacă e ceva ce nu mai contează în momentul de față, având o relație și poate ar fi contat dacă am fi fost încă într-o cunoaștere, nu cred că ar fi ceva ce să mă afecteze. Am înțeles. Dar ce părere ai despre faptul că Giulia încă te plăcea la începutul sezonului? La început cât te referi? La început. Nici nu știu ce să răspund, sincer. Cât a trecut? Că asta mi-a și Patrick, cât a trecut? Mă gândeam că... Crezi că ai dispărut? Eu așa sper. Să nu, Doamne, ferește. Și din comportamentul ei față de mine, așa pare că am dispărut. Adică ne raportăm doar ca la... Doar ca și colegi, unul la celălalt. Din câte am văzut eu. Mai poți? Mai reziști? Da? Bine, am un material cu voi doi. Noi doi? Da, cu tine, Cosmin, și cu Ștefania. Mai exact cu starea Ștefaniei din această săptămână. Și spre final, așa, vedem și secretul. Ești
pregătit? Deci, atât, parcă aud tobele alea cum... Dar vrei? Da, vreau. Cosmine, tu o simți pe Ștefania îndrăgostită de tine? El a zis că da. Păi, da. O simți îndrăgostită, super îndrăgostită de tine? Nu știu dacă super îndrăgostită, dar are sentimente pentru mine. Acum poate nu-s la intensitatea la care, nu știu, simt eu, dar... Are. Dar e o diferență să spui că e prematur să zici sau că e prematur să simți. Eu cred că Ștefania se referă că e prematur să simți asta. Deci tu-l iubești? Această gală este o gală cu eliminare. Votul meu merge către Ștefan. Consider că nu are o atitudine potrivită uneori și caută să... bage râcă. Votul meu merge către Ștefan. Te așteptai de la Rebecca? De la ea nu. Deci obligat să aveam în față de tine. Corect. Patrick, votul tău merge către? Votul meu, din păcate, în această seară merge către Julia. Este o strategie contra lui Ștefan? Da. Mie nu-mi place asta. Casa iubirii. Cosmine, tu o simți pe Ștefania îndrăgostită de tine? El a zis că da. Păi... da. O simți îndrăgostită, super îndrăgostită de tine? Nu știu dacă super îndrăgostită, dar are sentimente pentru mine. Acum poate nu-s la intensitatea la care, nu știu, simt eu, dar... are. Dar e o diferență să spui că e prematur să zici sau că e prematur să simți. Eu cred că Ștefania se referă că e prematur să simți asta. Deci tu-l iubești? Această gală... este o gală cu eliminare. Votul meu merge către Ștefan. Consider că nu are o atitudine potrivită uneori și caută să bage râcă. Votul meu merge către Ștefan. Te așteptai de la Rebecca? De la ea nu. Deci obligat să aveam față de tine. Corect. Patrick, votul tău merge către... Votul meu, din păcate, în această seară merge către Julia. Este o strategie contra lui Ștefan? Da. Mie nu-mi place asta. Mai poți? Mai reziști? Da? Bine, am un material cu voi doi. Noi doi? Da, cu tine, Cosmin, și cu Ștefania. Mai exact cu starea Ștefaniei din această săptămână. Și spre final, așa, vedem și secretul. Ești pregătit? Deci, atât, parcă aud tobele alea cum... Dar vrei? Da, vreau. Vreau. Fii atent, Cosmin. Dacă tu îmi spui să nu-l dau pe cuvânt, nu-l dăm. Dar vreau să-l văd. Ești sigur? Da. Dar am încredere în ea, nu cred că... Cosmin. Am încredere în ea, nu cred că... am încredere în ea, nu cred că m-ar deranja. Nu, nu m-ar deranja. Nu m-ar deranja. Cosmin, eu doar mă joc așa cu tine. Să știi. Ei. Îți dai seama că nu o să scoatem niciun... Din scoatem nicio filmare de nicăieri și nu facem nimic cu nimic. Vă mulțumesc. Bine? Da. Hai să urmărim. Ce drăguț! Mulțumesc! Foarte drăguț. Da. Am gusturi bune. Da. Bine.
Eu te consider pe tine o binecuvântare pentru mine. Pentru că ți-am spus ceea ce simt pentru tine, n-am mai simțit pentru nimeni. Asta e o chestie pe care am simțit să o fac pentru că facem o lună. Nu am pretenția să mi-i tu ceva pentru că eu fac gesturi nu neapărat cu o ocazie anume. Bine, acum e o ocazie anume, dar nu trebuie să faci decât ce simți. Nu trebuie, nu mi-ești datoare cu nimic. Cel mai mare cadou ești tu. Vrei să mă împachetez? Mă mai suporți? Încă da. Încă? Încă da, încă da. Deci, pe bune, îți place? Asta. Da, o să mi-l pun chiar. Chiar vreau să te văd cum stă cu ăsta. Am să-l pun. Cum ți se pare? Ce? Cadrul ăsta? Frumos? Super mirobolant. Dar eram jos și așteptam să ne ce ieși. Și așteptam. Mă supor de ceva timp. Da. Nu te plictisi de mine. Oho! Nu te plictisi de mine. Oho! Știu că îți trebuie curaj ca să spui chestiile alea. Și nu te condamn. Că știu cum ești tu și eu te-am înțeles și o să am răbdare cu tine și... Nici nu cred că ai putea să ai pretenția să zic ceva acum. Sincer. Cum adică? Nu înțeleg. Să zic că după o lună. Eu am zis, na. Păi da, că tu ești tu. Hai, lasă-mă. Și tu te exprimi mai greu, să zic așa, te exteriorizezi mai greu. Asta vrei să-mi spui? Că... Nu, că m-aș simți incoerentă. Nu știu de ce. De ce? Nu știu. Că ți se pare prea devreme să spui? Da. Adică tu... Păi... Poate aș simți să zic, doar că mă gândesc înainte. Da. Mă întreb pe mine singură, cum să-mi zici așa ceva? După o lună? Da. Sunt niște cuvinte foarte mari pe care eu vreau să le spun în momentul în care am siguranța de 100%. Eu acum nu pot să zic că 100% sigură pe tine. Dacă ești. Cum nici tu nu ești. Cât la sută ești? Ei, nu mai contează, dar nu ai 100%. Nu ești sigură pe mine? Păi, după o lună, ce siguranță de 100% poți să ai? N-aș fi vrut să îți spun atunci pentru că abia am împlinit o lună și consider și eu că este destul de... cum să zic, de vreme. Dar asta simt și nu pot să mă prefac că nu... Da, scuze. Foarte bine. Da, am vrut să spun chestia asta, să mă descarc eu. Vă aflați niște secrete super interesante. Ia zi nici nu. Dar nu vreau să vă zic sincer. Jacobi, cu fiecare fată sau cum? Uite, Giulio a avut un secret interesant. Cu fiecare fată sau cum? Da. Salamul secretelor. Am întrebat dacă pot să mai stau. Una dintre fetele... Asta e genul ăla de vecin care... Hai că ți-am adus zahăr, intru și eu. Înainte să ia niște decizii aici în casă, i-a plăcut de mine. Înainte să ia niște secret. Înainte să ia niște decizii? A fost Virginia. Nu. E cel mai tare secret care a fost. Nu zi de la cine, zi așa. A fost cel mai tare. Au fost niște secrete de te-au implicat și pe tine. Pe mine? Da. Iau. Aveam visuri cu Cosmin. Cosmin are niște vise. Dubii acum. Lasă. Dar eu sunt aștept. Foarte curios dacă cât de sincer. Dacă tot ești tu aici, spun despre tine. Da. Că la un moment dat, la început, mi-a trecut prin gând că aș fi interesată de o posibilă cunoaștere cu tine. Și ce te-a făcut să nu mai fii? Atitudinea ta nu prea este genul meu. Da, și eu am zis la un moment dat că ai fi o posibilă cunoaștere. Știu. Pentru mine. Și n-ai reacționat. Nu, mi-a trecut așa, prin gând, dar... Mic, cât o fi. Da. Dar eu am, țin minte că am avut la început odată o situație în care zis că da, vreau să te cunosc. Cosmin, ai aflat secretul? Am aflat, bănuiam, oricum. De fapt, l-ai aflat asta ar fi. Din ziua în care a fost. Ți s-a da. Confirmat. Păi am și spus zilele trecute că bănuiesc că asta ar fi. Nu mi se pare relevant la momentul de față. Chiar. Bun. E așa ciudat, știi? Iubita, să-l fi plăcut la un moment dat pe prietenul tău.
Și și prietenul tău să o fi plăcut-o pe iubita ta. E, până la urmă, eram la început, ea e o femeie frumoasă, el e un băiat plăcut de mai multe fete. Nu mi se pare nimic wow. Atâta timp cât nu am văzut nimic din partea ei către el sau nici din partea lui către ea nu am văzut nimic, nu mi se pare ceva ce ar trebui să mă supere acum. Bun, am lămurit cu secretul, îți dai seama, mai mult s-a făcut tam-tam pe el decât a fost el în sine. Da. Dar ce se întâmplă cu Ștefania, Cosmin? Nu știu, am văzut-o și eu de câteva, mă rog, cam toată săptămâna au fost așa, au avut o stare mai, nu știu, o părut supărată, să zic așa. Sper, și i-am spus chestia asta, sper să nu fie din cauza faptului că eu m-am descărcat spunându-i acele cuvinte mari și cumva să se simtă presată, să se simtă aiurea că nu poate să îmi spună și ea. Nu știu dacă e asta sau... Bun. Am mai spus zilele trecute că este ceva din afara contextului, ceva ce o privește. Bun. Doar pe ea. Bun. Este ceva personal. Da. Din afara casei, din afara emisiunii, nu stăm să dezbatem despre lucrurile personale aici pentru că nu-și dorește. Dar, atunci când ai o problemă personală, da, și te consumă problema respectivă, vin și mă gândesc eu așa și te întreb, n-ar trebui ca partenerul să te ajute, să te descarci, să fugi de acolo, să nu te mai gândești acolo, să ieși din starea respectivă? Păi... Nu de asta există această nevoie de a fi parteneri pe pământul ăsta, nu de asta avem această nevoie continuă de a fi mereu cu cineva, de a nu fi singuri. Ba da, și poate ar face-o, poate mi-ar spune doar mie, dar având în vedere că suntem în contextul ăsta, poate nu vrea să se știe. Ok, dar întrebarea e alta. Nu e vorba de zis, că nu ți-a zis. Că nu avea cum să ți-o zică la televizor dacă ea nu vrea să vorbească despre asta aici. Da. E vorba de starea ei cu totul. Adică n-ar trebui să o ajut să iasă din starea respectivă? Păi, eu am tot întrebat-o, dar nici nu vreau să devin... Simpla ta prezență, gen... Când este cu mine, eu exact. Cred că se comportă... Nu știu, nu am simțit-o supărată pe mine sau... Nu știu... Dar plictisită de tine ai simțit-o? Poftim? Plictisită de tine ai simțit-o? Plictisită de mine? Nu, e cazul. Nu. Nu neapărat. Am spus-o în glumă acolo. Acolo era, da. Fac referire la momentele de oftat, ca și cum, Doamne, nu se mai termina asta odată, Doamne, ce fac aici? Bianca, m-a părut. Da, și mie mi s-a părut. Limbajul corpului. Nu cred că ar spune ea oricum. Mi-era foarte cald acolo, jur, și când mă ia cu căldurile, mă doare capul și nu mai pot să... În camera roșie a zis, dacă da. E... Adică da, foarte cald. Camera roșie a zis foarte cald și mă agită. A fost și cadrul... care, să zic așa, și pe mine m-a emoționat și pe ea, și la ea se vede mai mult, dar atunci când suntem prin casă și nu este vreun cadru special, să zic așa, decur lucrurile foarte bine, adică nu văd... Și eu când... Deci tu pe la 38 de grade nu poți să te concentrezi la ei tău. 38 de grade. Eu mă concentrez la căldura pe care o am pe mine. Dar vara, când e foarte, foarte, foarte cald, ce eu faci? Leșin. Vara nu mai există, Cosmin. Da. Nu ai o viață normală? Nu, era chiar dacă e foarte cald, mă gândesc. Da, dar doamna Andreea, era și contextul care îmi provoca foarte mare emoții și căldura plus căldura, eram ciao. Înțeles. Ai răcoare? Și oricum consider că prin prezența lui m-a ajutat să mă simt bine, pentru că eu, intrând în casă, mă simțeam foarte demoralizată, gândindu-mă la problemele mele. Și m-am cerut și odată la cameră, spunând că aș vrea să mă duc în casa băieților ca să dea Cosmin o stare mai bună. Și eu chiar m-am dus în casa băieților și chiar mi-a dat o stare mai bună, dar apoi, reîntorcându-mă înapoi, fără el, mă simțeam... Iar îmi reamintam de problemele mele. Bun. Trebuie cumva... să explici lucrurile astea, adică câteodată e necesar să explici lucruri de genul acesta, pentru că se pare altceva, știi? Adică putem înțelege altceva. Bianca, tu ce ai înțeles?
eu am înțeles, nu știu dacă nu cumva e la fel, acum nu vreau să fiu aia care comentează, dacă așa atunci când el încerca să scoată de la ea, dar tu simți ceva pentru mine, dar când erau discuția în grădină, el încerca acolo, se străduia să afle ce simte ea pentru el, dacă o place și ea, uf, mă deranjez cu întrebările astea. Dar nu, n-a zis nicio secundă că o deranjez cu întrebările. Mi-a zis. Am zis că a fost indignant. După că era stare pentru că era emoționată și după cum a zis și ea era. Nu părea emoționată. Ba, doar că părea emoționată. Mie nu mi-a părut, sincer. Părea emoționată, crede-mă că. Robi s-a părut emoționat. Mie nu mi-a părut, sincer. Dar unde? În camera roșie. Da, cadou. N-a simțit voi. Dar nu părea. N-a fost o explozie de fericire, de bucurie, de liniște, de surprindere, de. În primul rând pentru că mă simțeam foarte prost, pentru că nu i-a luat nimic. Ai, puteai să-i spui, mă simt așa de prost că nu ți-am luat nimic. Dar mi-a spus, dar îmi luase cu câteva zile în urmă. Da, i-a spus că ea i-a luat deja. Da. Da. Adică n-aveai de ce să te simți prost. Dar am înțeles-o și pe ea, că da, cumva se simțea, era emoționată. Dar au fost urâte bijuteriile? Ce ai luat? De anume. Ce ai luat? Îl are la a dat, a dat, a dat. Antic și cercei. De... I-am uitat. Urâte? Nu ți-au plăcut? Pe gustul tău? Dar le are și acum, cred. Da. Ideea este că trebuie să fiți sinceri încă de la bun început, încât să vă cunoașteți, să vă cunoașteți, să te înțeleagă și el cum ești, ce-ți place, ce nu-ți place, și, dar tu să-i spui lucrurile astea, adică să fii sinceră. Un dat peste, dat părul la o parte și dar era moftat, vorba de mine acolo. El înțelege altceva. Eu nu am înțeles altceva, eu am înțeles exact ce aveam de înțeles. Unele răspunsuri le dădea așa în glumă, eu știu când cum ești. Dar tu vrei să-mi spui asta? Vrei să o ajuți? Da. Vrei să-mi spui? Da. Tu ce vrei să-mi spui de fapt? Vrei să-mi spui asta și asta și asta? Ok, înțelegi? Dar n-am insistat foarte mult pe chestia asta, văzând că... De frică? Că dacă îți mai băga două, trei oftaturi... Tu o simți pe Ștefania îndrăgostită de tine? El a zis că da. Dar iarăși o chestie ciudată. O simți? Pe care am văzut. Super îndrăgostită de tine? Nu știu dacă super îndrăgostită, dar are sentimente pentru mine. Acum poate nu sunt la intensitatea la care, nu știu, simt eu, dar are. Și cu timpul, ea mi-a spus de la început să am răbdare cu ea și am înțeles chestia asta, am răbdare cu ea și cu timpul, chiar dacă nu le are la aceeași intensitate cum le am eu, pot crește. Dacă lucrurile decurg bine între noi. Și mie mi se pare că până acum decurg foarte bine. Poftim? Ține de tine. Ține de noi, pentru că suntem doi într-o relație. Sper să fie totul bine acasă, Ștefania. Să se rezolve și să... Și să... Să treceți cu bine peste... Această problemuță. Dacă există o problemuță între voi. Dar nu este o problemă între noi, este problema la mine. Gen că... Aceea în care tu nu îți poți exprima sentimentele față de Cosmin. Ce vrei? Eu cred că a înțeles-o. Nu, eu am înțeles. Și am explicat adică de mai multe ori. Ce se vede? Ce se vede? Ce vezi? Uite, de exemplu, pe material. Așa. Tu te-ai contrazis puțin, da? Deci pe material s-a văzut clar din camera roșie când i-a zis e prea devreme să-ți zic după o lună. Ok. Și tu erai ceva de genul nu mi se pare că e prea devreme și ai venit în următoarea zi și ai zis, într-adevăr, eu m-am grăbit, am spus că e prea devreme. Stai un pic, te-ai contrazis cu ce ai zis. Ascultă-mă cu... un pic, nu s-a dat toată camera roșie, după ce ea mi-a spus chestia asta, am spus și eu că da, într-adevăr, nici mie nu mi se pare, adică mi se pare devreme că am început să simt chestia asta și că probabil timpul ideal ar fi fost, nu știu, 4, 5, 6 luni, abar n-am. Însă, nu există un timp ideal pentru așa ceva. Nu e un timp, dar să zicem că e prematur să zici după o lună. Okay? Sau nu. Dar e o diferență, să spui că e prematur să zici sau că e prematur să simți. Eu cred că Ștefania se referă că e prematur să simți asta. Nu să zici. Da. Nu. Eu am două. Dacă le... Nu. Eu aș... Să simtă. Să zică. Ștefania, crezi că Cosmin te iubește după o lună de zile? Crezi că Cosmin te iubește după o lună? Eu cred că el o iubește după o lună de zile. Sau doar să te țină lângă el. Nu. Deci nu e prematur. Deci tu stai așa. Dar mie pentru ea, zic eu. Pentru ea. Tu simți că îl iubești doar că parcă e prea devreme să spui? Da. Nu, eu nu cred. Asta a zis și pe camera roșie. Ai zis. Da. Deci tu îl iubești? Ai zis. Ștefania. Nu mai pune presiune pe ea. Nu, dar stai că nu punem presiune pe ea, dar cuvintele pe care le-a folosit... Dar nu înțelegem.
Deci tu simți că îl iubești, doar că e de vreme să spui. La depresie. Da. Da. Vedeți? Bravo, Patrick. Sunt mândră de tine. Bun. Mai avem un singur material. Finally. Unul singur. Un singur material și apoi mergem mai departe. E frumos. Hai să urmărim. Încă o dată vreau să le mulțumesc și eu susținătorilor mei că din nou m-am făcut favoritul telespectatorilor și totodată mă bucur că l-am putut salva pe Alin. Să știți că Alin, în momentul când am ieșit de la filmări, a zis: Robert, să știi că eu pentru această faptă nu o să te uit mulți ani de acum încolo, probabil niciodată. Motiv pentru care pe mine m-a bucurat foarte mult și cred că v-a dat dovadă de omenie și face mai mult decât orice. Mi s-a făcut pielea de găină și chiar vroiam să-l întreb pe Alin ce ți-a spus el atunci când a ieșit afară, pentru că eram sigură că a avut cuvinte de mulțumire. Și lui Cosmin s-a făcut geacă de piele. Dar nu știu cât de bine e, pentru că poate săptămâna viitoare tot eu o să fiu acolo în față și... Da. Poate să Alin cine știe, probabil în această săptămână se va schimba ceva. Eu am făcut-o cu sufletul și sper să fie bine. Robert, să zic un proverb din bătrân: să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare. Corect. Doamne ajută! Dar din dar se face la... Doamne ajută! Vreau să spun că... Ai zis-o. Exact. Tocmai pentru că... Mai opriți-vă din vorbele astea, domnilor. Patrick. Dacă erau la drept, da. Cel... S-a râs la prima lui Cosmin, făcută de către Patrick. Da. Da? Patrick. A făcut găina de piele. Te plictisesc discursurile găină lui Robert sau nu le crezi? Le crezi. De ce acele gesturi copilărești? De neîncredere din partea ta. Iuli, cu Robert și cu Bianca, când vorbesc, au așa un fel de a vorbi foarte angelic, tradițional. Totul este super credincios și tot ce scot pe gură este divin și Dumnezeu. Atunci mă mai bag și eu în seamă. Sau n-are altă legătură. Că vorbeam acolo de favorit, de... Nu am zis de favorit. Continuă, Robert. Păi era o declarație în urma favoritului, cum am ieșit eu și ceea ce s-a întâmplat cu Alin. Știu ce am vrut. Că ți-e ciudă că iese favorit. Stai un pic, tu ai afirmat faptul că l-aș salva pe Alin încă o dată sau ceva de genul și el acolo a avut reacția de ce drăguț, la modul ăla. Nu, nu așa. A zis că Alin i-a mulțumit și că nu o să-l uite niciodată. Da. A zis el că... Da, gen cuvinte mari așa. Deci neîncrederea a fost către Alin sau către Robert? Patrick. Către mine, pare. Către ce? Către propoziția în sine, probabil. Pentru către faptul că n-ar mai da încă o dată cecul? Nu. Sau către Alin că i-a mulțumit... Mi s-a părut totul așa super... La superlativ. Nu știu cum. Super cum? Mi s-a părut ca dintr-un bazm? Exact, totul e o poveste, totul este mi-a... drept. Dar Alin așa, da, eu chiar așa am zis. Dar eu la Robert știu că mai reacționez așa. Alin chiar nu am nimic de reprezentat. La Robert. La Robert, când îl aud că începe să vorbească în felul lui de a vorbi, da, atunci eu poate mă plictisesc, spune și termină el subiectul și mă mai bag și eu în seama. Vorbește cumva. El când vorbește, da, vorbește așa, de neplictisește pe toți. Pe mine, poate. Cum așa? Felul lui de a vorbi, nu știu cum. Da. Poate că era vorba doar deci de vorbește, nu știu cum să vă explic. Parcă e primar ceva, nu știu. Abar, dar dau un exemplu. Zici că are campanie electorală și vorbește. Formal. Îmi pierd răbdarea și mă mai bag și eu într-o joacă. Și Julie pe fundal. Ești super, bro. Și Bianca care... Hai să spun o vorbă, rog. Bianca, prima doamnă din prima linie de la scenă, zice: haideți, domn primar, să vă spun o chestie, o vorbă românească. Deci un super complet. Doamne, ce oaie în face. Cum suntem? Mai. Am înțeles ceva altceva. Da. Ai înveți, bine. E una bună. Fie. Bun. S-au dus materialele. Asta înseamnă că a venit momentul să spun stop vot. Vom număra voturile voastre și o să vă anunț favoritul din această săptămână. Totodată aș vrea
să le reamintesc telespectatorilor faptul că emisiunea Casa Iubirii este o emisiune înregistrată. De aceea există un decalaj între momentul înregistrării edițiilor și cel al difuzării lor. Vă mulțumim pentru voturile dumneavoastră și vă rugăm să consultați regulamentul emisiunii pe www.canalde.ro. Favoritul din această săptămână, concurentul care a strâns cele mai multe voturi din partea telespectatorilor în această săptămână, cel care va primi cecul în valoare de 5.000 de lei, titlul de favorit al telespectatorilor în această săptămână, cel care va avea imunitate în această gală și nu va putea fi votat spre eliminare, dar totodată și cel care va avea o responsabilitate. Mai exact, aceea de a vota cea de-a treia persoană spre eliminare. Pentru că această gală este o gală cu eliminare. Așadar, favoritul telespectatorilor din această săptămână este Patrick. Bine, Patrick! Felicitări! Uite, de asta nu simt că mi-ești un deranj. Cred că este loc pentru toată lumea aici în casă. Dragi telespectatori, vă mulțumesc din suflet. Chiar îmi era foarte dor de momentul acesta și chiar îmi dă puțină putere, pentru că în ultima perioadă simțeam așa că mai patinez. Aveți și nevoie. Nu știu, acum chiar nu am niciun speech pregătit, pentru că chiar nu mă așteptam să fiu eu. Dar vă mulțumesc din suflet. Bun. Așa cum bine ați auzit, această gală este o gală cu eliminare. Așadar, imunitate au liderii caselor, Patrick și Julie. Astăzi nu puteți vota doar două persoane, Julie și Patrick. În rest, liber la vot. Votarea se va face exact așa cum o știți. Fetele vor vota un băiat pe care nu și-l mai doresc aici în această casă, băieții vor vota o fată pe care nu și-o mai doresc aici în această casă. Ne pregătim să auzim voturile fetelor. Mergem în casa fetelor și auzim primul vot spre eliminare. Virginia, votul tău merge către? Votul meu merge către Ștefan. Pentru că în prezent consider că nu este interesat de nicio fată. A fost Roberta și Rebecca și a zis că nu e niciuna pe placul lui. Pe lângă asta, consider că nu are o atitudine potrivită uneori și caută să bage râcă. Mai mult din cauza fetelor sau mai mult din cauza problemelor pe care le-a cauzat acolo în casa băieților, spui tu? Păi, ambele, pentru că poate mai sunt băieți care nu au o cunoaștere, dar mă înțeleg mai bine ei. Ștefan. Îi apreciez votul. Îl apreciezi? I-am dat like. I-ai dat like, mor. Nu am ce să spun. Asta este părerea ei despre mine. Nu am cum să-i schimb părerea. Tot asta, dacă asta ai simțit să faci, foarte bine.
Te așteptai să te voteze Virginia spre eliminare? Mă gândeam că o să facă și nu doar ea, dar... Asta este. Ai un prim vot, Ștefan, spre eliminare. Ne pregătim să auzim cel de-al doilea vot spre eliminare. Rebecca, votul tău merge către... Votul meu merge către Ștefan. De ce? Ar fi mai multe motive, dar cel principal este că mi se pare că nu este pregătit momentan, cred că emoțional, pentru o nouă relație. Asta este concluzia mea pe care am tras-o în urma acestor zile. Nu e de judecat, dar asta este părerea mea și pe lângă acest lucru eu nu mai îmi doresc nu neapărat prezența lui aici, dar nu mai am un interes față de el și nu aș vrea să votez un alt băiat din casă care ori a demonstrat că are o intenție către cineva, ori are relații, ori... Și atunci, Ștefan, fără resentimente nu mă răzbun, pur și simplu nu am... Asta simt eu. Ștefan. După cum am spus, vă dați seama că îmi doresc și eu pe cineva aici pentru că vreau să trăiesc experiența. Că o să plec sau că o să rămân, la un moment dat tot o să fie cineva pentru mine. Evident. Dacă ar fi să rămân, trebuie să coboare cineva pe scările alea și, cum i-a spus și Julie, să curgă o bală așa, să fiu, băi, tu ești a mea? Ce ți-am zis, că ți-o șterg cu șervețelul și după aia nu-ți mai place nimic. Dacă tot îi cauți defecte. Ne-am căutat ei defecte. Nu e potrivire de caracter, nu există potrivire de caracter între noi doi. N-am de ce să mă supăr pe votul ei. Dar ce caracter are ea și ce caracter ai tu? Mie mi se pare că nu ne potrivim ca și caractere. Nu am exemple clare, dar simți persoana de lângă tine. Și am tot încercat să simt că e ok, să simt. Dar ăsta este răspunsul oficial, ăsta este un răspuns simplu. Noi ne strângem aici și ne forțăm cumva să ne ajutăm pe noi, să ne dezvoltăm noi înșine, să ne exprimăm mai bine, printre altele. Ok, asta știm. O nepotrivire de caracter. Bun, ce fel ești tu? Ce fel este ea? Cum o vezi tu pe ea? Sau cum te vezi pe tine? Eu mă văd mai liniștit. Am și eu părțile mele de nebunie, dar în general mai liniștit. Și ea este... Nu îi găsesc cuvântul, mai zvăpăiată, mai... Și cumva, nu știu, nu ar trebui să fie o completare? Exact. Ar trebui, dar nu o simt eu. Și nu cred că e vina cuiva. Nu e nici vina ei, nu e nici vina mea. Dar nu este... există... Nu te-a certat nimeni. Nu, da, așa. Nu am simțit atât. Doamna Andreea m-a întrebat și eu am răspuns. Nu era vorba de certat sau ceva. O crezi când spune că nu este o răzbunare? Nici nu m-am gândit la asta. Să spun sincer. Este și posibilitatea asta. Dar a spus că nu poate să voteze pe altcineva pentru că ori e într-o cunoaștere, ori a dovedit că vrea să rămână. Implicit și eu am dovedit că vreau să rămân. Cum? Doar că dacă nu te apropii de o fată, nu înseamnă că nu vrei să rămâi. Știi? Înseamnă că vrei să-ți găsești tu sufletul. Păi și dacă nu te apropii de o fată, pentru ce vrei să rămâi aici? Să mă apropii de o fată. Știi? Păi de ce? Voi ne eliminați pe noi, noi pe voi. Dacă pleacă una dintre voi, o să vină o fată, poate pentru mine. Tocmai și poate. Eu m-am gândit că dacă... Nu că îți doresc să pleci, dar... foarte repede de la... Așa, poate vine cineva care se mai potrivit pentru mine. Cum dacă tu te gândești pentru tine, așa mă gândesc și eu pentru mine. Până la urmă, fiecare dintre noi avem aici un scop, mai, poate mai adevărat, poate mai... Depinde de oameni, în fine, irelevant această discuție, dar să ne îndrăgostim și să găsim pe cineva. Atâta timp cât eu mi-am dat seama că noi doi nu ne potrivim, nu este de judecat nici la tine, nici la mine, de ce să nu îmi dau... voie să cunosc pe altcineva.
în locul foarte tău. Bun. Dar să știi că eu de ce să elimin pe cineva care... Nu aș fi făcut chestia asta acum când am... Eu nu... Vorbim despre votul meu. Nu ți l-aș fi dat ție, că de-abia am încheiat ceva. Și nu vreau să-ți tai chestia așa. O să-mi dai votul tău. Nu, mulțumesc. Nu sunt genul ăla. Adică eu ce gen sunt? Nu sunt genul ăla, atât. De asta am și subliniat că nu fac din răzbunare, pentru că știu că o să... Nu votez, dar îi subliniez fiecare minus, Ștefan. Exact. Care e mai rău. Eu măcar îți spun pe față. Pentru că pe asta le vot. Asta este diferența, de fapt, între noi doi. Că eu sunt un om asumat. Asta ți se pare ție. Ok. Și eu sunt, poate parcă cu timp nu vrei să spui că mai mult peste mine. Mulțumesc. E ok. Te așteptai de la Rebecca? De la ea nu. Păi ce obligație aveam față de tine? Corect. Cum tu mi-ai zis mie, nu? Corect. Bun. Corect. Așa ce am și eu. Nu vreau să o las să aibă ultimul cuvânt, pentru că văd că tot mai aruncă încă una. Și așa că spun corect. Doamne Andreea, poți să întreb ceva pe Rebecca? Te rog. Când ți-ai schimbat votul? Ca seara ai zis clar nu Ștefan. Nu îl votez pe Ștefan. Înainte să intre în cameră cu Roberta? Sau ce? După? Înainte de episod. Și eu te-am întrebat știind că aseară... Și m-am răzgândit. Păi poate păi bun, nu știe asta pe cine votează. Da, sau poate n-am vrut să zic. Da, eu am plecat ultima. Când s-ar una peste alta, de una pentru alta, sunt fantastice, le iubesc. Nu mi-a schimbat votul azi dimineață după ce am vorbit cu Roberta. Eu era... Dar cine a vorbit de Roberta și cine a vorbit de azi de dimineață? Dar stai puțin. Poate că ea te-a întrebat și tu i-ai zis... Da, într-adevăr. Am întrebat-o. Într-adevăr, ați făcut o strategie în vestiar, sau ce spuneți? Într-adevăr, în vestiar a venit vorba despre cum votăm, cum votăm. Și eu am zis inițial că nu o să-l votez pe Ștefan, dar m-am gândit mai bine și m-am răzgândit. Rebecca, te-a influențat Roberta să schimbi votul? Nu! Ai avut alt vot, te-a influențat cineva să ți-l schimbi? Nu, inițial m-am gândit la cineva, dar după mi-am dat seama că nu am de ce să îl mai protejez, între ghilimele, pe Ștefan. Giulia, mulțumesc, nu a influențat-o Roberta. Dar eu nu m-am gândit acolo. Eu m-am gândit că a influențat episodul de astea la care a stat până la 4 dimineața. Și dacă se întâmpla așa, avea dreptul? Da, normal. Dar cine o judecă? N-am judecat-o că și-a schimbat votul. Așa părea. A fost o curiozitate. Am întrebat. Ok. Bun. Fiecare e liber să se răzgândească până nu mai poate. Da, normal. Rebecca, te-a influențat episodul pe care l-ai văzut până la 4 dimineața? Nu, că eu oricum dinainte de episod vreau să-l votez. Ah, ok. Asta doar mi-a confirmat că e o alegere bună. Am înțeles. Bine. Alte întrebări? Și nu doar episodul, ci ce s-a întâmplat în ultimele zile, atât. Gata. Nu pot să mă abțin. Aseară la 9 nu a fost influențată. Până aseară la 9 n-a fost influențată de pentru ce s-a întâmplat. Pentru că eram hotărâtă, nu știam ce să fac. Și s-a gândit mai bine. M-am gândit mai bine. Bun. Eram nehotărâtă, pur și simplu, nu știam. Adică într-un fel nici nu... Adică eu nu... Dar las-o așa, gata. Dar n-ai zis că ai văzut... Dar eu vreau să înțeleg altceva. Giulia, tu încerci să, să afli ceva de la Rebecca sau încerci să-l ajuți pe Ștefan? Nu că... Votul oricum e dat. Dar... N-am înțeles de unde schimbarea asta. Uitasem de episod, uitasem de episod și ulterior am zis, măi, stai că poate s-a uitat într-adevăr episodul, a fost schimbarea. Simți o strategie pe undeva? Simte, nu strategie, simt ce a zis Ștefan cu camera. Ok. Pe ce, că am influențat-o eu? Nu dar e vorba de influență. Păi eu am schimbat votul înainte să ne uităm noi la episod și să ducem la hotel. Nu știu ce, nu se înțelege. Eu nu am apucat să vorbesc cu Roberta. Eram în vestiar. Și eram nehotărâtă pentru că chiar dacă Ștefan, între mine Ștefan nu a fost nimic sau nu s-a continuat, asta nu înseamnă că voiam să i-o întorc sau să-i fac o răzbunare. Dar într-un fel m-am pus și în locul meu și m-am gândit că poate... ar veni altcineva nou sau pur și simplu așa am simțit eu. Și de ce să stau să pun în față un băiat care poate și-a arătat intențiile față de o fată mai concret. Atât. Am înțeles. Ștefan, ai 2 voturi spre eliminare. Da. Mai sunt 5. Încă e timp.
Se înclină balanța sau nu? Ne pregătim să auzim cel de-al treilea vot spre eliminare. Julia, votul tău merge către? Votul meu merge tot către Ștefan. Știu că pare că am ceva personal cu el, dar nu am. În momentul de față este singurul băiat care nu și-a exprimat un interes față de o fată. Fiecare are câte ceva pentru câte o fată. Și din nou am spus asta și săptămâna, în gala din săptămâna trecută, mi se pare că se concentrează pe ce nu trebuie. Adică pe băieți și cearta cu băieți. Credeam că mă votez pe mine. Urmează. Dacă aș fi avut pe cineva pentru care să simt să mă concentrez, mă concentram, cum am și făcut-o în trecut. Așa, dacă nu ai ce face, te cerți cu noi. Nu, ai văzut că s-au lăsat tunurile, nu s-a mai zis nimic. Unde? Că ieri ai venit și ai pus din nou. Te-ai luat la ceartă cu Cosmin pe nimic. Nu, nu s-a luat nimeni la ceartă. A fost o întrebare acolo și... A fost, n-a fost ceartă, iartă-mă. A fost... Au nici fost pete roate. Nu, nu. Dar pe nimic. Și eu le bag, da. Pare că s-au inversat rolurile. Îi dai aceeași explicație pe care ți-a dat-o ea săptămâna trecută. Dacă ar fi avut pe cine să se concentreze, se concentra. Eu am înțeles. Ștefan, tu ai înțeles? Da. Bun. Nu mă supăr oricum. Nu mă supăr. Nu am de ce. Da, mie îmi pare rău că e deja al treilea vot pe care ți-l dau și pare... Dacă mai apuc, îți mai dau și eu. Apuci că urmează să votați și voi. Trei voturi spre eliminare, Ștefan. Mergem către următorul vot. Bianca, votul tău merge către? Votul meu de astăzi merge către Robi. De ce? Așa, acum ați supărat. Nu, nu m-ai supărat cu nimic. Nu vreau să continui să îți dau voturile pe care tu mi le-ai întors până acum. Sper că... Eu nu te-am mai votat. Știu. Da, da, tu ai ceva avans să ne amintim. Hai bine. Sper că după această dată să nu mai fie un schimb de voturi între noi doi. Dacă știam, Bianca, te ajutam. Nu puteai să o arunci, cred că mă place în secret. Oricum e... Îl consider un vot nul. Te place în secret? Julia. Până acum nu mai era secret. Îl consider și un vot nul. Cum mai spuneți? Am mai avut și Julia voturi nule. Nu mai spuneți nul, că da, parcă se întoarce. Bun. Robi, un vot spre eliminare. Ștefan, trei voturi spre eliminare. Mergem către următorul vot. Julie, votul tău merge către? Votul meu merge către Ștefan. Consider că nu a avut o atitudine tocmai potrivită cu fetele. Am impresia că nu prea își mai găsește loc aici în casă, se concentrează, așa cum a zis și Julia, pe ce nu trebuie și cam atât. Are dreptate cu ce spune? M-am comportat urât cu fetele? Nu cred. Julie, cu toate sau cu anumite fete? Cele două fete, vrei să spui. Cele două, da. Cu fete. Mi se pare că a profitat oarecum un pic de, să zic așa, joculețul ăsta care a fost făcut, pe care el a dat mod să fie făcut. Crede-mă că dacă nu apăreau amândouă deodată și apărea una singură, îmi dădeam seama dacă este pentru mine sau nu. Și era mult mai ok. Dar acum că au venit amândouă odată, asta a fost să fie. Bun, nu se mai poate face absolut nimic acum. Balanța s-a înclinat deja. Dar mai avem de auzit două voturi. Ștefania, votul tău merge către? Patrick, votul tău merge către? Votul meu, din păcate, în această seară merge către Julia. Este o strategie contra lui Ștefan? Da. Mie nu-mi place asta.
Ștefania, votul tău merge către? Votul meu merge către Ștefan. Consider că și-a schimbat comportamentul foarte mult în ultima perioadă. Mi-a fost foarte drag de el, am empatizat cu el în timpul relației și după, dar în momentul de față văd un comportament care mie nu-mi place, acela de a acționa strict din punct de vedere competițional. Consider că se autoimpune ca o țintă a atacurilor, în așa fel încât să, ca tot să sărim pe el. Și nu-mi place. Ia ce vot. Nu am ce să fac altceva. Ștefan, ai 5 voturi spre eliminare. Robi, un vot. Mai avem de auzit ultimul vot. Roberta, votul tău merge către? Votul meu merge către Ștefan și cred că se înțelege de ce fac asta, mai ales că mi-a demonstrat de foarte multe ori că este o persoană de care eu personal ar trebui să stau departe. De ce? Am crezut că este o altfel de persoană și... Ce fel de persoană ai crezut că este și ce fel este el de fapt? Am crezut că este o persoană mai bună, care nu caută conflicte peste tot cu orice persoană și mult mai matură. Și mi-a demonstrat exact contrariul. Regreți că a fost una dintre opțiunile tale? Da. De fapt, nu neapărat că regret. M-am grăbit puțin și de asta s-a ajuns și în situația de față. Regreți cearta cu Rebecca, care a fost, zici tu, din cauza lui? Da, o regret. Regreți că nu te-ai concentrat mai mult pe Patrick? Poate că da. Dar știi, se zice că nimic nu este întâmplător. Da. Crezi că a avut un scop toată această situație? Exact. Care a fost acela? Deocamdată nu l-am aflat. Ștefan, este dureros acest vot din partea Robertei? De la ea mă așteptam cel mai mult. Cum așa? O simțeam. De când a intrat, cum se uită la mine și așa. E aiurea că ți-ai creat părerea asta despre mine. Dar spun că nu sunt așa. Tu ai arătat asta, eu n-am vrut să-mi creez părerea asta despre tine. Au fost unele ipostaze prin care am arătat chestia asta, dar răspund că nu sunt așa. M-aș bucura să fie așa cum spui tu. Nu mi-ai răspuns la întrebare. Și... Nu, nu este dureros acest vot. N-am făcut-o până acum pentru că a fost Rebecca. Am zis să-i dau o șansă lui, de fapt, să o cunoască pe Rebecca și ei. Dar acum, pentru că nici ea nu mai este interesată, consider că... Așa este cel mai... Dar care dintre cele două voturi te-au deranjat cel mai tare? Al Robertei sau al Rebeccai? Nu prea m-au deranjat niciunul, dar al Rebeccai, puțin. Încă nu mă așteptam de la ea, într-adevăr. E în calcul faptul că ai putea să pleci astăzi acasă? Există posibilitatea asta mare. Bun. Ștefan, ești primul nominalizat spre eliminare în această gală. Bun, mergem în casa băieților și ne pregătim să auzim primul vot spre eliminare. Patrick, votul tău merge către? Votul meu, din păcate, în această seară merge către Giulia. O iubesc enorm, doar că... Să fii ce inițial, inițial nu am vrut să votez așa, dar acum simt să fac asta. Giulia, I'm so sorry. Te votez.
Te și iubesc în același timp. Dacă... De ce se râde? Că nu înțeleg. Pentru că mi-e drag când mă uit la ea. Cum? Îmi e drag când mă uit la ea. Și tu de ce râzi? Că ce să-i zic? Tu, Robi, de ce râzi? Eu? Da, de ce e de râs în toată situația asta? A zis că mă iubește și o votează. Ah, bun. Ok. De ce aveai altceva în minte și acum o votez pe Giulia? M-am răscândit pe parcursul galei. În urma cărui material? Sau a căror materiale? Sau a căror discuții? În urma voturilor către Ștefan. Ah. Iar eu am gândit același lucru când el mi-a dat votul. Nu e o strategie contra mea. Poate dacă contra e strategie. Mea. Eu la fel. Patrick, este o strategie contra lui Ștefan? Da. Și eu te iubesc, dar te-am dat de gol. Deci voturile fetelor spre eliminare ți-au schimbat ție votul. Și dacă pleci acasă, Patrick? Ar fi amuzant. Foarte. Aveai în gând votul tău inițial. Nu vreau să știu persoana, vreau să știu dacă era o fată pe care tu o considerai mai slabă sau mai puternică decât Giulia. În voturi mă refer. Mai slabă. Și nu vrei să-i periclitezi parcursul aici în emisiune fetei? Exact. Giulia, în urma strategiei lui Patrick, dorinței... Cred că e o strategie el cu el, da. Ai un prim vot spre eliminare. Voi v-ați mai jucat în trecut. Știu. Bine. Eu zic, nu competiție. Patrick. Ce zice omul? Ce a zis? Da, cum îmi dau seama? Că el vede în mine o competiție. În ce? În mine. Nu, în ce, din ce punct de vedere... competițional, pentru că acum realizez că tu toată săptămâna mi-ai spus despre comentarii, despre online, despre toate chestiile astea, chestia cu Cosmin. Ce ți-am spus despre online toată săptămâna? Toată săptămâna mi-ai adus în vedere online-ul și apoi chestia cu Cosmin, ce s-a întâmplat în gală, că eu aș fi fost mai votat decât Cosmin și cumva acum... Ce frică de cec sau ce? Da, mor de frică, mă, de... O iei în râs, dar vezi că... Dar eu chiar nu consider că concurăm în nimic. În orice domeniu intrăm, nu cred că suntem o concurență noi doi. Bun. Ștefan. Patrick te vede o competiție din cauza cecului, ai spus tu? Oricum, din ce am văzut... La cec. Cum adică la cec? La cec? Da, am văzut câteva chestii. Da. Pe TikTok. Da. Se dădea zoom pe fața lui atunci când lua Robert cecul. Da. Și el se cam schimba la față. Și am arătat asta și lui Robert. Și... Mm-hmm. Adică mi se părea, băi, ia uite ce face pe bun. Da, da, da. Păi este o... Ei sunt într-o cursă, Robert și acum, Patrick. Da. Ei sunt pe un traseu, am zis. Am făcut și noi un material foarte drăguț cu niște mașinuțe de curse. Da, înțeleg asta, dar să nu se mai dea mâna, că bravo, mă, chiar bravo. Adică dacă te schimbi la față, nu mai dai mâna, bravo. În momente în care n-am dat bravo. Felicitări lui ca om, doar că eu, în paralel cu tot, eu chiar... Am discuții și pe grupurile mele de susținători și așa, și probabil am rugat unii oameni să pluseze. Vedeam că nu s-a întâmplat nimic. Mă gândeam ce strategii să fac. Zice-mă că poate am avut momente în care și eu mi-am dorit cecul. Okay, nu? Dar Ștefan, exact, cu ce e între tine și Robert? Dar aici vorbim despre Robert. Ce legătură ai tu? Ștefan. Vorbim despre mine. Acum. Păi stai că nu înțeleg. Ai spus că în momentul în care Robert lua cecul, lui Patrick îi pica fața. Da, e normal, acum, după e normal, cred că fiecare dintre voi vă doriți. Și eu, dacă aș fi fost, normal că mi-aș dori și eu. Deci e normal, nu să-ți pice puțin fața. Sunt niște gesturi involuntare. Dar ce legătură are cu tine? După toată săptămâna asta, da, am realizat că el a adus aici tot online-ul, a adus comentarii. Cine? Patrick. Despre Patrick vorbim. Ușor să nu rup. Nu țin. Țin în aia.
Așa. Și de-abia acum mi se leagă că el votează pe cineva puternic, da, ca să plec eu. El a adus online în emisiune, da. Patrick. Păi cine spune de comentarii și de toate chestiile astea? Eu nici nu mă gândeam. Dar multe dintre fete s-au răzgândit aseară. Patrick, tu știai de voturile fetelor? Nu, nu, nu. Nu, dar le-ai, eu spun doar despre voturile. Le-ai influențat în vreun fel, le-ai sugerat în vreun fel? Niciodată. Nu. Dacă ar fi fost o concurență atât de puternică, probabil aș fi avut vreun plan diabolic să le influențez în vreun fel, să le zic la grădină, când îmi ziceau secretele, să le scriu Ștefan pe palmă, să nu vadă nimeni, dar n-am avut niciodată chestii de genul. Și mai înainte a spus că votul lui inițial ar fi fost altul. Dar, acum. Da, dar acum când a prins șansa. Dacă se poate, nu știu. Asta spun. Da. Poate se leagă și mie câteva chestii în cap. Poate nu o fi adevărat sau poate o fi adevărat. Ok. Da? Sau mai ia în calcul varianta acum că s-a săturat de tine și de certurile astea. Înțeleg, dar poate în ultimele zile nu au mai fost. Nu înțeleg. N-au mai fost, dar uite că și toate fetele te-au votat. Cum, Alin? Nu înțeleg de ce nu-i respectă decizia. Deci se pare că poți să îi spun nu vot? Și asta e. Afli după dacă... Va fi cum păi nu, el te-a votat, el a votat. Da, îi respectă decizia de asta, nu înseamnă că nu are și el o părere. Da, corect, dar mi se pare că strângești prea mult. Bun, competiția care este concret? Ce legătură are cecul? Asta mi se pare mie, că vede că iau amploare sau ceva de genul, nu știu. Tu? Și cumva... Pentru că el tot îmi spune că eu pic bine ca victimă pentru oamenii de acasă. Și tot repetă chestiile astea și nu... Am înțeles. Acum mie mi se leagă. Când prind ocazia, da, încearcă să... Crezi că te vede undeva foarte, foarte sus? Ca și atunci cu Cosmin. Aproape de cec. Da. Și să, nu-l, să nu se lupte și cu tine. Că suficient îl are pe Robert. Nu? Există posibilitatea asta, da. Oh. Corect? Părerea lui să meargă gala. Robert! Ți-a spus vreodată Ștefan această teorie? Crezi în ea? Nu. Dar cred că asta Ștefan se simte, Ștefan crede că Patrick îl vede pe Ștefan ca pe un pericol în sensul competițional. Din punct de vedere al competiției, nu cred. Asupra titlului de favorit al săptămânii. Cumva el crede că Patrick vede că în online el ia amploare și Patrick se teme ca nu cumva să aibă competitori la titlul de favorit al săptămânii, nu doar pe tine, ci și pe Ștefan. Păi dacă Patrick ar juca strict competitiv, ar fi ceva normal să-și elimine posibilă concurență. Ești asta? Dar nu știu dacă Ștefan ar ajunge atât de sus sau poate că ajunge, nu știu. Eu nu mă uit pe online să-mi dau seama care are susținere mai multe sau... Nu știu ce susținere este Ștefan. Bun. Giulia, ai un prim vot spre eliminare. Mergem mai departe. Ne îndreptăm către cel de-al doilea vot spre eliminare din Casa Băieților. Robert, votul tău merge către? Votul meu merge către Giulia. Pentru că nu are nicio cunoaștere. Este strategie cu Patrick? Nu. Am vrut să dau un vot nul, dar... Întotdeauna e nul când e pentru mine. Cum ai zis, Giulia? Întotdeauna e nul când e pentru mine. Am vrut mine. Să dau un vot nul Bianca, dar nu... Nu vreau să votez pe Bianca, nici cu toate că Bianca nu s-ar supăra pe mine dacă aș da un vot nul, 100%. Aș putea să am și 10 cunoașteri că oricum ai vota. Nu am nimic. Te-ai supărat, Bianca, dacă îți deam un vot nul? Giulia, două voturi spre eliminare. Strategie sau nu? Robert și Patrick te-au votat spre eliminare. Ne îndreptăm către cel de-al treilea vot spre eliminare. Ștefan, votul tău merge către? Votul meu merge către Roberta. Nu din răzbunare sau altceva, doar că nu am o compatibilitate cu ea. Atât.
Nu vot. Nici cu ea. Nici cu ea. Roberta. Mulțumesc. Atât? Da. Tu ești scumpă la vorbă, de fel, sau nu? Nu. Eu consider că e din răzbunare. Că este din răzbunare? Deși el nu recunoaște pentru că nu i-a asumat, e, ca de fiecare neasumare. Dată. Nu există neasumare, votul ăsta l-aveam de aseară. Și în continuare avem chestiile astea, nu, e... Ok. E ok, atunci... Răzbunare... Cere scuze de la neasumare aruncată așa eu. De ce? M-am gândit că din răzbunare pentru că l-am votat eu. A. Am crezut că zici din răzbunare că nu mi-ai răspuns la glume. Sau poate să fie și asta un motiv. Sau nu. Crezi că s-au vorbit aseară în cameră? Rebecca, Roberta. Da, mi se pare. Păi, una e Rebecca, alta e Roberta. Sau le vezi la pachet? Păi sunt la pachet, la nu? Pachet, cred că. Sunt și în aceeași cutie. Sunt la pachet. Cum adică suntem la pachet? Ți pare normal să spui asta? Eu zisea în mod de glumă, gen. Uite, acum săriți amândouă. Zice că stați în aceeași cameră. Păi da, dar stăm la aceeași cameră. E un alt gang. Da. Feminin. Da. Da. Descoperit. Da, am vorbit de tine, dar nu să te votăm, să știi. Ah, am vorbit despre tine, dar am vorbit de tine la modul, iată ce am ajuns. Da, da, mai rău. Da. Vrei să zic? Sincer. Ia spune sincer. Am regretat, am zis, am fost amândouă. Naive, între ghilimele, ca să-mi zic altceva, așa? Există limbaj licențios? Licențios, foarte licențios. Păi asta le arată lor caracterul. Ce? Dacă am realizat o greșeală, vezi că eu am zis-o și acum câteva zile. Liniște puțin. Ca să înțelegi, dacă îți place de cineva, nu poți să-l jignești după ce nu... N-am zis limbaj licențios despre tine, am zis noi două. La adresa lor. Noi două, că am fost noi două... Naive. Că am ajuns în situații de genul. Ok, eu am înțeles că... Nu la adresa ta, că nu... Nu. Nu ne mai interesează. Nu suntem așa oameni. Uite, vezi, tu te-ai băgat în aceeași oală cu ea. Nu ne mai interesează. Așa, că ne vede el acum că dacă ești om bun, nu stai să jignești. Nu te-a jignit nimeni. Noi două ne-am jignit una... Bine. În autoironie că am fost naive, între ghilimele. N-am gândit prea mult. Roberta, ai un vot spre eliminare. Giulia, două voturi spre eliminare. Ne îndreptăm către următorul vot. Bogdan, votul tău merge către? Votul meu merge tot către Roberta. Nu o văd să se apropie către un singur băiat și asta îmi dă un pic de gândit. Consider că nu-și dorește cu adevărat o relație, deoarece atenția ei este îndreptată către mai mulți băieți. Care alți băieți? Cum ar fi Robi, Patrick și Ștefan când a fost la vremea lui. Poftim? La vremea lui. Am înțeles, probabil te-a influențat destul de bine, Ștefan. Nu m-a influențat nici în privința votului. Dar s-a văzut încă de la început că tu ai ceva cu mine, nici măcar nu mă cunoști personal și tu îți dai cu părerea despre mine. Ok. Am văzut asta din episodul. Da. Nu se poate. Noi nici nu am interacționat. Păi asta zic, dacă noi nu am interacționat. Aseară numai tu vorbeai, nu vorbea nimeni, numai tu discutai despre mine. Fără continuu. Ce vorbeam aseară? Chiar de aseară mi-a zis că... Mie nu-mi place să mă urmăresc, dacă poți să-mi spui tu ce... Chiar vorbeai puțin de ea. Despre Roberta? Da. El are 20 de ani în televiziune, dar nu-i place să se vadă la modul ăla. Păi nu-mi place să mă uit la mine, normal. Ai și ce să vezi de când ești aici? Cosmin, ce se întâmplă? Păi, nu mai săgeți. La modul ăsta, că are mult timp aici, mereu o dă în aroganță și... O dă în aroganță, se pare că e pe burta goală așa, n-are treabă. Exact. Iartă-mă. Îmi cer scuze că în comparație cu voi n-am făcut o strategie și mi-am asumat un vot. Am văzut că n-ai făcut nicio strategie, Cosmin. Exact. Deci persoanele care zic nu îmi place să mă uit la mine, înseamnă că... Doamna Andreea, el are o săptămână, două aici și o arde în aroganță din astea. Vai, nu-mi place să mă uit la mine, dar stai mă frate, că ai câteva secunde aici. Ștefania a spus că nu-i Cosmin, place. Exact. Păi ea-i fată, frate. Și? Deci Ștefania a zis nu suport să mă uit la mine. Ea-i fată, se înțelege.
Nu, și nu ce le voi ce? Nu se înțelege. Doamna Andreea, un alt mod. El a zis-o la modul ca și cum noi stăm să ne uităm la noi la televizor, ca și cum cine ne crede de voi. Nu, a zis-o la modul, nu, a zis-o la modul că spunem tu despre mine că eu nu mă uit dacă sunteți fani. Așa cum zice Robi. Fix fanul tău, că îmi și place mult cum vorbești cei drept. Am ai un vocabular și o expresie foarte frumoasă. La tot episodul v-am văzut pe toți. Suntem fani la toți. Fanele tuturor. Da. Susține. Dacă ți s-a părut, cum ai spus, care e eu vreau și mă duc la toți băieții și caut atenție. Am venit eu la tine să-ți cer vreo atenție, te-am băgat eu în seamă. Da, am spus eu că... Păi, dar de ce vorbești dacă nu știi cine sunt eu și din ce ți-ai făcut tu părerea? Ai venit de două zile și ți-ai dat cu părerea despre mine, că n-ai văzut nimic. Care a venit de două zile? Atunci, în episodul ăla, ai venit la câteva zile și ți-ai dat cu părerea despre mine. Și? Și nu am voie să-mi dau o părere, toată lumea își dă cu părerea aici. Ai voie, Bogdan. Observ. Roberta, ai două voturi spre eliminare. Foarte bine. Julia, tot două voturi spre eliminare. Wow. Mergem către următorul vot. Cosmin, votul tău merge către... Votul meu de dragul strategiei va merge către Giulia, pentru că și eu m-am săturat de discuțiile interminabile cu Ștefan și înțepături și așa mai departe. Eu am lăsat garda jos, am încercat să-l înțeleg, să-i fiu aproape, nu se poate discuta cu el într-o manieră elegantă și cu bun simț, așa că consider că nu are niciun motiv să mai rămână. Având în vedere că au venit două fete interesate de el și amândouă și-au schimbat părerea radical în o săptămână sau două. Și dacă nu vă iese strategia asta, rămâne și cu Ștefan pe cap și cu mine plecat acasă. Las că tu vii înapoi. Bun. Giulia, ai trei voturi spre eliminare. Roberta, două voturi. Superb. Mergem către următorul vot. Alin, votul tău merge către? Votul meu merge către Giulia și acum să motivez votul. Inițial aveam o altă persoană în minte, pot să spun și numele, Virginia, pentru că cu ea n-am avut tangențe prea mari. Dar două motive am spus, da? Primul motiv, materialul cu Patrick, cumva că s-ar putea să se nască ceva între ei pe viitor și... n-aș vrea să plece acasă. Al doilea motiv, exact, am luat cumva parte la această strategie și nu neapărat că mi-au spus băieții, ci pur și simplu, pentru că și eu am avut tangențe cu Ștefan recent și nu place anumite caracteristici la el, din comportament. Îmi plac. Atât. Păi nu mai corect asta, nu-i frumos. Ce a spus? Că nu-ți vrei. Place anumite. Mă scuze, Ștefan, nu-mi plac. Asta e, ce să faci? Se mai greșește în viață. Nu știu. Și vina mea care e în tot ăsta? Punct? Victor. Da, gata. Okay. Vina ta care este? Da. Nu știu să-ți spună. Vina ta nu e niciuna, Giulia, îmi pare. Uite, ținem ranchiună și dăm următorul tău vot. Giulia, 4 voturi spre eliminare. Nu se mai poate schimba nimic. Mai avem de auzit un ultim vot spre eliminare din casa băieților. Robi, votul tău merge către... Votul meu merge către Giulia. Nu este nicio strategie, pentru că nu își recunoaște iubirea față de mine. Săracu! Chiar mi-e milă de el în momentul ăsta. Am glumit. Tu ai luat-o serios, nu? Iar ai luat-o în serios. Chiar mi-e milă de tine. Nu mai pot să fac o glumă cu ea, că uită-te și tu, mă, frate. Zici că sunteți cuplu din ăla de 20 de ani, frate. Iar ai luat-o în serios. Da. Bun, iar. Mereu te superi, mereu faci așa. Din ce motiv? Pentru că nu are nicio cunoaștere în casă.
strategie sau nu, Giulia este cea de-a doua nominalizare spre eliminare în această gală alături de Ștefan. Mai avem de auzit votul favoritului telespectatorilor. Mai exact, votul lui Patrick. Votul de favorit. Votul tău de favorit al telespectatorilor în această săptămână merge fie către o fată sau către un băiat, votul meu în această seară merge către Robert. Deoarece îl consider un concurent puternic, bag mâna în foc că se va întoarce înapoi pe scaun și, așa cum am spus mai devreme, vreau să-mi duc strategia la bun sfârșit. Sau nu? Știu că risc, știu că este riscant, știu că este într-un cuplu, știu absolut toate detaliile, doar că în această situație mă gândesc puțin în această situație nu mai contează. Atunci când era vorba despre Cosmin Cocu... M-ai întrerupt sau ce ai făcut acum? Atunci conta că este într-un cuplu. Dar acum nici nu m-a întrerupt. Unde acolo? Unde m-ai votat? Dar cum m-ați întrerupt? Că eu nu mai am voie să vă întrerup. Stai liniștită, Giulie, că nu plec nicăieri. Te rog, Patrick. Îmi duc strategia la bun sfârșit sau nu. Îmi văd interesul meu. De o perioadă de timp cu Ștefan, relațiile nu au fost foarte bune, așa că da, am riscat, îmi pare rău față de tine, Robert, dar jucăm până la final. Mie nu-mi place. Ștefan, asta. Giulia, Robert, haideți în față. Robert, ești pentru prima dată aici în față la eliminare? Da. Roata se mai întoarce, mai vin lângă dumneavoastră și cu alt scop, văd că... Măcar ești lângă... Ai văzut, Giulia? Dacă tot. Ce vorbeam noi la început? Niciodată nu se știe. Robert, există posibilitatea să și pleci acasă. Dacă sunt aici, clar că poate că este. Așa cum bine știți, voturile se schimbă de la o săptămână la alta. Giulia, dacă în această seară ne vom lua la revedere, Patrick este direct răspunzător pentru acest lucru? Este clar, eu l-am văzut. Sau toți băieții care de fapt își doresc să-l vadă pe Ștefan plecat? Doamna Andreea, mie niciodată nu mi-a plăcut să particip la strategii. Și din păcate m-am găsit să fac parte din una. Dar, nu știu, fine. Nu mai zic nimic, dar nu e ok. Chiar nu e ok. Patrick, te vei simți vinovat dacă va părăsi Giulia Casa Iubirii în această seară? Da. Cred că cu toții ne-am simțit. Vrei să-i spui ceva? Te iubește, Patrick, mult. Nu mă încălzește stând aici. După cum bine știți, doi dintre cei trei vor merge înapoi la locurile lor. Unul părăsește Casa Iubirii. Își continuă drumul aici, în Casa Iubirii, și merge la locul lui. Mulțumesc.
are cele mai multe voturi dintre cei trei. Poți să mă duc până la Julie? Hai, dragă, cât de 3 ore aștept. Măcar ne asortăm, Ștefan. Îmbrăcați. Bine. Julia. Da. Poate că a venit momentul să ne luăm la revedere. Da. Totul are un final, la un moment dat. Totul trebuie să aibă un final, la un moment dat. Da. Regreți ceva? Regret joculețele astea pe care le fac ei aici și le mai facem. Regret lucrurile care nu depind de mine. Și din ceea ce am făcut eu aici, nu regret absolut nimic. Mint. Regret probabil anumite vorbe spuse la nervi față de fete, dar nimic mai mult. Ștefan. Sărbună, doamnă Andreea. Ești aici alături de Julia, în față, la eliminare. Doi colegi de bancă. Cine ai vrea să plece acasă? Eu merg foarte mult pe mâna lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea așa, așa rămâne. Așa că nu pot să spun cine ar fi trebuit să fie în față în locul meu. Cine ai vrea tu, dintre voi doi, să pleci acasă astăzi, acum, aici? Dintre noi doi? Da. Vă dați seama că și eu îmi doresc să parcurg mult mai mult toată experiența asta. Am emoții, mă scuzați. E normal. Dar știu că pot da mult mai mult din mine, așa că e clar că aș vrea să rămân eu. Fără supărare, Julia, dar asumat, și tu... Asumat, frumos. Ai vrea la fel. Aș fi zis același lucru. Clar. Julia, cine vrea să plece acasă? Ștefan! Bun. Niciunul nu vă dori să plecați acasă? Nu? Patrick, dacă nu-ți iese... Dacă nu-ți iese strategia, ce faci? Îmi ascult instinctul de fiecare dată. Dacă asta am simțit, o trag după mine. Suntem răspunzători de deciziile noastre, nu? Voi răspunde. Dacă nu-ți iese strategia, pleacă Giulia și rămân eu în continuare lângă tine. Și n-ai nici fată nouă, nici păsori ta? Îl mai ești pe Ștefan pe cap? Și n-ai rezolvat nimic. Deci pe minus de 3 ori. În această gală, în urma voturilor telespectatorilor din această săptămână, cele mai puține voturi dintre cei doi vor trimite acasă concurentul cu numele în urma voturilor telespectatorilor din această săptămână, cele mai puține voturi dintre cei doi
vor trimite acasă concurentul cu numele... Ștefan, Julia, mergi la loc. Ți-a ieșit. Ștefan, ai ceva să le spui băieților? Băi. Fetelor? Lui Patrick? Fetelor, hai să începem cu fetele. Ele te-au scos în față. Ele te-au adus aici. Ele s-au răzgândit. Aveți niște caractere frumoase. Asta ca să știți, că așa vă văd. Crezi că nu te-ai apropia mai mult de o fată? Am avut o apropiere. Nu aș fi putut să mă apropii de cineva doar să fiu apropiat. Am încercat cât s-a putut. Dacă nu s-a putut nici chestia asta, nu are nimeni de pierdut. Mă gândesc cum am chestia asta în mod normal. Cine e pentru mine... e făcut să fie pentru mine, chiar mi-ai pus deoparte. Am repetat chestia asta și cred că o să rămână în emisiune. Nu. Ești supărat pe Patrick, pentru că, iată, astăzi ne luăm la revedere. Nu. Cumva din cauza strategiei făcută de el. Vă spun sincer că nu sunt supărat, pentru că nu aș avea de ce. Asta e destin, Dumnezeu. Merg foarte mult pe chestia asta. Acum că a pus el mâna la treabă, e partea a doua. Dar nu mă supăr. În continuare vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră. Mi-a părut bine, Ștefan. Ce e al tău? E pus deoparte. Ia-ți la revedere de la foștii tăi colegi. Gata. Te-am pupat, Bianca. Te-am pupat. Scuze. A, Ștefan. Te pup, Ștefania. Soi mea, vezi, nu mă încă, cu tine și te pup. Ai grijă să salut pe mami, da? Da, normal. Te-am pupat. Pai, Ștefan. Te-am pupat. Ai grijă de tine și poate și ai avut ceva de învățat. Ai, nu știu. Te pup. Am grijă de voi, bă. Hai, mă, stață. Pupă. Seara am auzit asta cu hai mustață. Da, ai grijă de tine. Ai grijă de porcul tău. Ai grijă de porcul tău. Mi-am părut de este cu Ștefan, mi-am zis, ești tare. Băi, v-am pupat. Aveți grijă de voi și profitați. Că e tare. V-am pupat. A sosit momentul să spun start vot. Din acest moment vă puteți vota în continuare favoriții. Și dacă tot vorbim de vot, să trecem și la votul liderilor. Băieții. Începem cu băieții. Alin, te rog. Bianca, pentru că ea este fata de care sunt interesat la momentul de fapt. Cosmin. Uite-ți pe Julia, că tot am riscat în față, măcar un gest frumos să facem, nu? Bogdan. Are toate calitățile necesare și merită să fie lider. Patrick.
explicat-o acum puțin în strategie. Robi. Robert. Patrick, mi-aduci voturile, te rog. Mulțumesc. Plăcere. Și iată că a venit rândul fetelor. Ștefania. Roberta. Votez Patrick, băiatul din umbră, deoarece tot el mi se pare cel mai matur băiat din casă în acest moment. Giulia. Virginia. Rebecca. Julie. Bianca. Mm-hmm.
Julie, îmi aduci, te rog, voturile. A, Robert, ce drăguț. Mă cheamă și Julie, bă. Mulțumesc. Cu plăcere. Asta a fost gala din această seară. A fost grea, ușoară? Cum vi s-a părut? Superb. Neașteptată, aș putea spune. Stau și mă gândesc la oamenii ăia de la Insula de un Milion. Vă dați seama prin ce trec ei? Da. Dar nu o să stau acum să vă povestesc prea multe, pentru că sunt sigură că telespectatorii abia așteaptă să-mi iau eu la revedere ca să înceapă Insula de un Milion. Așadar, dragi telespectatori, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături până la această oră. Ne revedem mâine într-o nouă săptămână aici în Casa Iubirii de la 10 și apoi de la 4 și jumătate. Seară minunată și vizionare plăcută la Insula de un Milion! Julia, eu când te-am votat pe tine, când am fost favorit, când ai fost în față, nu știu, m-ai amenințat sau ceva, ai spus ceva neplăcut, nu mai știu exact ce. Iar ne întoarcem la asta. Nu? A fost o ironie. Exact, ironie. Dar acum, când ai fost votată de Patrick și așa cu strategie, ai fost în față cu zâmbetul pe buze. Inclusiv când ți-ai luat votul de la el, ai avut zâmbetul pe buze, să știi. Și uite, de aici denotă faptul că sunteți foarte, foarte uniți. Nu a fost un lucru repetitiv din partea lui Patrick. La tine am început să mă supăr când a început să devină repetitiv și clar este și personal. Bine, vreau să spun o chestie. M-am gândit mai bine și cred că pentru mine momentan ar fi mai ok ca să duc interacțiunea în continuare doar cu Bogdan. Îți respect decizia, dar îți doar curios. Mulțumesc. A fost ceva ce te-a decis să îți schimb părerea? Nu aș vrea să mă concentrez pe doi băieți deodată și... 100% este totul bine între tine și Cosmin? Din punctul meu de vedere, da. Ești mulțumită din toate punctele de vedere. Pur și simplu n-am avut niște zile foarte bune și n-am putut să mă dedic 100%. Care este problema? Dar se vede clar că nu... Este, în niciun caz, părerea mea e că nu-l iubește, așa cum s-a spus. Noi considerăm că poate tu nu-l iubești. Eu nu consider că tu-l iubești. Tu poate vrei să spui că-l iubești, dar nu cred că este iubire.